dumneavoastră care a fost cea veche acolo? Domnilor consilieri, stimați invitați, în conformitate cu dispoziția articolului 39 alineatul 1 din Legea Administrației Publice Locale și prin dispoziția domnului primar numărul 30 din 14 ianuarie, a fost convocat în ședință ordinară. Din cei 15 consilieri, sunt prezenți 14, deci este domnul Oprea. Fiind prezentă majoritatea domnilor consilieri, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Ordinea de zi, așa cum ați luat la cunoștință și din invitațiile pe care le-am înaintat, este următoarea. Deci proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de activitate desfășurat de asistenții personale persoanelor cu handicap pe semestrul 2-2015, un proiect de hotărâre privind stabilirea comisiilor de evaluare a ofertelor și comisii de soluționare a contestațiilor privind concesionarea sau închirierea bunurilor din domeniul public și privat al Comunei pe anul 2016, apoi modificarea organigramei statului de funcții, statului de personal al aproape specialitatea primarului și cei din subordinea Consiliului Local, propunerea Consiliului Local cu privire la evaluarea performanțelor profesionale a secretarului Comunei, un alt proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale ale funcționarilor și angajaților contractuali din subordinea Consiliului Local, aprobarea cotizației anuale a Comunei la patrimoniul ADIS, proiectul de hotărâre prin aprobarea bugetului pe 2016, modificarea unei hotărâri luate în 2015, hotărârea 127, cu privire la aprobarea regulamentului de administrare a taxei speciale de salubrizare, o să vedem la vremea respectivă, aprobarea prelungirii valabilității planului urbanistic general, care a fost aprobat în 2000 și, din păcate, nu este gata cel nou. Apoi, ducerea la un raport privind ducerea la îndeplinirea hotărârilor Consiliului Local pe semestrul 2-2015 și s-au mai inițiat încă 4 proiecte de hotărâre. Aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ADIB, Comisia a luat la cunoștință și a dat aviz. Apoi, organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Oituz pe anul școlar 2016-2017. De asemenea, Comisia a luat la cunoștință și a emis aviz. Identificarea și atestarea unui suprafeței de 156 metri pătrați teren intravilan, ca făcut o parte din domeniul public al Comunei Oituz, e vorba de terenul unde e banca acum. Și aprobarea planului urbanistic zonal în punctul Șaroșa, 4646 metri pătrați, în vederea construirii unei locuințe monahale, proprietatea domnului Coltreanu. Acestea sunt proiectele de hotărâre. Intră în legalitate în urma controlului care știți. Acum? Noi știm, da. Da. Pentru bună desfășurarea lucrărilor, în primul rând mă iertați, cine este pentru ordinea de zi, completat așa, da, mulțumesc, cineva potrivă, deci 14, da, astăzi suntem 14. Pentru bună desfășurare a lucrărilor ședinței, în conformitate prevederea articolului 35 din Legea Administrației Publice Locale, o să propunem un președinte de ședință. Stați numai un moment. Cine vrea să propună la microfon, vă rog, porniți microfoanele, nicio problemă. Deci, domnul Sorin, odată. Propuneți pe? Domnul Lubica. Alte propuneri? Cine este pentru propunerea făcută? Domnul Lupică, vă rog să preluați conducerea. Domnul Lupică, poate. E mai strâng, poate reușim să lărgim
Da, da, corect. Întâi îți iei mobila și după aia faci casa. Să știi că așa se practică. E cu schepsise. Sau tăiem din mine. Da. Așa, domnilor, bună dimineața! Mulțumesc pentru încrederea acordată. V-aș ruga să spuneți dacă sunt probleme la procesele verbale care au fost înaintate la materiale. Deci, de excepție la procesul verbal de un secretar care s-a discutat la controlul Curții de Conturi, era acolo să strecurească greșeală. În loc de 91%, a scris 21%. Și v-aș ruga să rectificați. Da, da, da. Pentru da, că nouă ni s-a comunicat 21% și Curtea de Conturi a găsit 80%. Și e o diferență cam mare. Da, dacă nu mai sunt probleme, intrăm în ordinea de zi. Deci, pun la vot procesele verbale. Cine este pentru? Da, mulțumesc frumos. Și trecem la primul punct al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea raportului pentru activitatea desfășurată de asistență personală ai persoanelor cu handicap din comunalitatea Sureștiul 2015. Toată lumea a primit materialele și vă rog să... Comisia de Sănătate. Deci Comisia de învățământ a dat aviz favorabil. Dacă sunt probleme, ați văzut și listele cu persoanele care se ocupă asistenții personali, ați văzut și... Aici ar fi de... Poftim, doamna... Aș vrea să aduc la cunoștința consilierilor că numărul acesta 9 de persoane care sunt salariate, care au grijă de persoanele cu handicap, este bătut în cuie. Deci orice persoană care vine la Consiliu și ar cere ca să mai fie încă un angajat pentru o persoană cu handicap, nu se mai poate angaja nimeni, pentru că la primărie se spune că sunt suficienți, că nu sunt bani pentru încă alte persoane. Eu cred că ar fi important să fie cauza. Deci dacă chiar o persoană cu handicap are nevoie de un angajat, chiar să se ia în considerare acest lucru și nu să fie un număr fix de persoane care să fie angajate. Mai eu nu cred că legea a bătut în cuiul anumit număr de persoane, de asistenți personale persoanelor cu handicap. Ce spune? Da, eu îmi cer scuze, dar am avut mai multe persoane care au luat legătura cu mine și mi-au spus că au cerut acest lucru și mi s-a spus că sunt deja 9 persoane și nu se mai poate aproba între postul ele salariat. Atâtea posturi sunt înființate. Dacă veți prevedea fonduri în buget, se pot înființa alte posturi, dar astea sunt posturile înființate, nu se poate angaja, dar posturile... Indemnizația o privesc toți cei care au grijă de handicap, dar nu au calitatea de angajat. Deci indemnizația păi, privesc toată lumea. Indemnizații văd că primesc vreo 62 de persoane, dar ca salariați doar 9. Deci ar trebui ca să se ia în considerare și să se verifice exact cauza. Deci dacă este necesar, să se mai facă posturi, pentru că mai sunt persoane care chiar au spus că sunt... Mă gândesc că totuși dacă primesc indemnizația, primesc indemnizația cei cu handicap. Am venit calitatea de angajat, are mai multe facilități. Tocmai, din cauza asta. Mă de asta nu s-a aprobat mai mult din nou. Dar îți facem indemnizație să vedem. Nu s-a poate aproba, dar noi putem ști dacă peste o jumătate de an se îmbolnăvește cineva sau nu. A bine, nu putem prevedea în cursul anului, dar la început al anului, putem prevedea anul trecut. Să aprobi mai mult. Mai aveți ceva la urmă? Mulțumesc! Vreau să vă informez că aseară
s-a spus pe posturile de televiziune că se vor stimula cu 50 de lei copiii foarte săraci ca să participe la grădiniță. Și aș vrea să rog pe domnul primar, cei care se ocupă de asistența socială, să facă o evidență a acestora, ca să putem să fim cu un minut înaintea tuturor și în momentul când legea intră în vigoare, să ne ocupăm de chestia avem asta. Să avem evidența. Să avem evidența și să putem face treaba de așa manieră. Da, tichete, în valoare de 50 de lei, care merg la grădință. Și au o frecvență măcar 50%. Da, asta este un lucru foarte bun, să stimulează educația copiilor de mici și o putem face pentru că sunt... Cred că și noi toți suficiente familii care, din cauza lipsurilor lor, nu pot să-și aducă copiii la grădiniță. Da, dacă nu sunt probleme la punctul 1, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Dacă se abține cineva, dacă cineva împotrivă. Mulțumesc. În unanimitate, proiectul de la numărul 1. Trecem la punctul 2 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea comisiei de evaluare a ofertelor și a comisiei de soluționare a contestațiilor privind concesiunea sau închirierea bunurilor în domeniul public și privat al Comunei Oituz pe 2016. Proiectul a suferit niște modificări față de propunerea inițială. El a fost discutat în comisia noastră, la comisia juridică, și dacă mai sunt și alte propuneri față de ce propuneri s-au făcut în comisie. Persoane care au fost trecute. Exact. În cele trei comisii. Aș avea și eu o propunere. Spuneți. Să facă schimbare de la articolul 23, comisia de evaluare și comisia de soluționare. Doamna Lefter, Larisa Spiei, trecută la comisia de soluționare, iar doamna... Cum mă cheamă? Șomătcă este acum locul doamna. S-a colocat. S-a colocat, da. Poți să știu și o motivație? Motivația că mai sunt niște legi care trebuie respectate și noi nu știm chiar toate exacte. Dacă de contestații sunt. Zic, procedura e de îndeplinit acolo, nu? Da, confirm. Dacă nu fi, dar nu vă deranjează dacă... Da, vă deranjează. Asta e propunerea mea, dacă vă deranjează. Alte... Mai sunt și alte propuneri? Da. Supun la vot acest proiect de hotărâre cu propunerea inițială. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci a intrat propunerea inițială. Dacă se abține cineva. Împotrivă? Da. Deci o vot pentru propunerea inițială. Trecem la punctul 3, modificarea proiect de hotărâre privind modificarea organigramei a statului de funcție și a statului de personal al aparatului de specialitate al primarului Comunei Oituz și de subordinea Consiliului Local Oituz de sub Bacău. Comisia pentru buget a analizat acest proiect de hotărâre. Îmi pare rău, domnul primar, dar explicațiile date la acest proiect de hotărâre n-ați scris acolo că ați separat canalizarea de apă. Dacă ne puteți explica de ce ați trecut apa sub ordinea primarului și canalizarea la Consiliul Local. Pentru că apa și canalizarea, după părerea mea, trebuie să fie la un loc. La un loc. Deci, serviciul de apă și canal. Eu greșeam, trebuie trecut în subordinea altului local. Deci este o greșeală, domnilor. Dacă... Iar nu poate fi despărțit. Dar marg nu poate fi despărțit, pentru că dacă facem un serviciu de apă canal, acolo trebuie să existe oameni care se ocupă de ambele activități. Alte probleme la acest proiect de hotărâre. Poftiți, domnul vice. Privind apa canal, noi odată am votat înființarea serviciului apă canal. Văd că a rămas moartă. S-a interesat
toată lumea a zis că trebuie să fie serviciul de sine stătător. Dar de ce trebuie încă o dată să votăm? Nu se poate înființa, nu putem să-i dăm drumul, că dacă tărădeam așa, o să avem o revoluție în comună. Și o să treacă pe deasupra, o să treacă perioada de garanție și noi n-am testat nici canalul, nici asta. Că uitați cum vine cei de la Alconeta, s-au mulțumit că am semnat și n-au mai venit să facă canalele, n-au venit nimic. Și aș vrea să consemnăm, să avem în vedere garanția, să nu le mai dăm nici cum înapoi. Pentru că ei s-au supărat pe noi, în loc să fim noi supărați pe ei. Și ce au făcut lucrări și la extinderea de canal, să vedeți cum s-au lăsat peste tot. Trebuie dați în judecată, domnul. Și da, trebuie să... Am înțeles că ne-au dat ei pe noi. Trebuie să o discutăm. Noi ei... am greșit când am zis că sunt izboare de coasă și nu sunt izboare. Păi cum? Niște erori de... Păi ne-am deviat, dar ar trebui să avem în vedere treaba asta. La apă canal, ori să facem din nou, să ne spună domnul primar, domnul secretar care știe legea, să facem din nou o hotărâre și dăm drumul la apă canal. Că dacă stăm așa, niciodată nu o să rezolvăm nimic. Alconeta trebuie să aibă în bancă o scrisoare de garanție bancară pentru garanția lucrărilor de calitate efectuate. Curtea din conturi a lăsat la casa casacelor până în marniță, numai un pic, să facă verificări la toate lucrările astea, inclusiv canalizare, până în martie. Avem o sesizare la Poliția Economică și ieri am fost chemat împreună cu domnul Băscă să aduc niște experți din țară care să facă expertiză juridică și tehnică la toate cele trei lucrări, inclusiv la canal. Am acceptat un expert cerut de Poliția Economică, am semnat contractul cu dumnealor cu expertiza juridică la cele trei lucrări și de asta fiind să caute domnul subcomisar Botezatu, unde alți experți și temele este luna iunie anul curent să se termine. S-a discutat și cu Curtea de Conturi, să vedem, facem două expertize, una din partea Curții de Conturi, unul din partea Poliției Economice, seama voastră din rezultatul mâinii vineri. Deci, lucrările astea vor fi super verificate. Eu vreau să spun că atâta timp cât banii sunt în bancă pentru garanția bancară, ei pot fi retrași de către beneficiar în condițiile în care nu s-a făcut recepția lucrării și în condițiile în care lucrarea nu este funcțională. Deci dacă mai sunt lucrări neterminate la canalizare, primăria poate să-și retragă banii din garanția bancară. Și v-a rugat domnul secretar să... Nu e adevărat, doamna jurist? Ați zis că nu, e adevărat, nu? Să menționez. Exact, că este adevărat. Deci în momentul în care n-ai făcut recepția și lucrarea este neterminată, poți să iei banii din bancă pentru lucrările efectuate prost sau neterminat. Domnul primar, care ar fi motivația de a pune pe dată în judecată? Poftim? Motivația, de ce ne-a dat al pune pe judecată? Nu știu, dar eu nu știu să nici dat al pune pe judecată. Așa că au auzit. Da. Păi, exact, că dacă s-a auzit, e una, dar n-am pe nici judecată. Deci oficial asta nu ți-a auzit? Nu. Bă, nu e dacă să ne dea. Nu o să ne dea. Da, deci mulțumesc. Dacă mai sunt, doamna Arnaiman, vă rog. Da. O altă problemă, am văzut aici că scrie că s-a ținut un concurs de 3 ori pentru ca să se ocupe funcția de asistent în cadrul compartimentului asistență socială, protecția copilului. Da. Oare este cumva locul lui Țiu Alina a plecat? Păi cred că ar fi cazul să se întoarcă Țiu Alina la compartimentul ei pentru că are vechime și deține și mi se pare că și instruirea este și facultatea este pentru acest domeniu. Și deoarece compartimentul de contabilitate la doamna Lenuța mai sunt în subordinea dânsei, mai sunt încă 7 persoane, să se ia o persoană din cele 7 și să se pună la caserie din compartimentul contabilitate, deoarece are și facultatea de economie și tot ce e nevoie. Nu stă o persoană cu asistență socială la contabilitate și la asistență socială nu se găsește persoană și atunci nici nu se mai face angajarea. O altă angajare. Se fac doar în schimb de compartimente. Vă rog să luați atitudine în sensul ăsta. Eu m-am gândit că ar fi cel mai corect. Altcineva, dacă mai sunt probleme la acest proiect de hotărâre.
Nemai fiind probleme, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc. Trecem la punctul 4 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind propunerea Consiliului Local cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului Comunei Uituz. Deci Comisia Juridică a făcut evaluarea propunerilor făcute de către domnul primar și la punctul privind negocieri, capacitatea de comunicare și negociere, Comisia a hotărât să mărească nota domnului secretar de la 3 la 4. Asta ar fi modificarea de proiect de hotărâre pe care a făcut-o, a propus-o Comisia către Consiliul Local. Da, dar să notează că o să nota la ruși? Da, la 1 la 5. Da. Deci eu rezidăm 10 ca să promoveze, nu? Astea sunt normele, mă rog. Deci am propus modificarea notei de la 3 la 4. Am considerat că 3 este prea mic pentru activitatea care îl desfășoară. Nu fie având numai lui foarte mare abilități de negociere, dar... Nu schimbă calificativul interne. Da. Absolut nu schimbă calificativul. Dacă ar fi care percursiune o mărire sau o mișorare de salar, da, dar deocamdată... Da, mulțumesc. Dacă mai sunt observații la... Nu, așa o chestie. Trebuie să aibă de două ori calificativul foarte bine constituit pentru a fi promovat. Într-o gradație și pe care la salariu. Nu mai am unde să mă. E la partea de la nota 4. Nu mai e. Nu, pe nota 4. De ce am mărit nota 2? E la... De ce am mărit nota 2? Da, mă, mărit până la stai păi, e comisie. Să apreciem. S-ar putea să treacă la oprire. Să spui de unde pe nota 4. Dacă nu mai sunt discuții, dacă nu mai sunt discuții... Ca să analiez, să aibă în vedere. Să aibă două calificative foarte bine consecutiv și după aceea se iau promovarea. Domnul secretar, vă rog să notați propunerea domnului Ionel. Să aveți în vedere că... Da. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva? Mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici și angajaților contractuali din subordinea Consiliului Local. Și aici, noi am dat aviz favorabil, n-am mai făcut nicio propunere de modificare, pentru că numai că vreau să-l întreb pe domnul primar următoarea chestiune. Și dacă n-am dreptate, domnul consilier, vă rog să mă contraziceți. Există la contractul vreunui angajat criterii de performanță stabilite pentru anul 2015? Există. Criterii de performanță. Deci aveți clauză la contract, notă adițională, pusă la contract cu criterii de performanță. Da, care ies și din fișa. Deci putem verifica chestia asta. Mulțumim. Deci există la contractul fiecărui salariat criterii de performanță stabilite cu nota adițională. Domnul primar spune că da, o să verificăm după ședință. El trebuie să găsească la doamna Gina, presupun. Exact. Da. De plus, dacă mai sunt probleme la acest subiect. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri? Da. În unanimitate. Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Bacău. Comisia de Buget Finanțe a analizat, a dat un raport favorabil și înaintează proiectul de hotărâre Consiliul Local pentru discuție și aprobare. Deci, în primă fază, așa cum știți, 3.76 de bani. Trebuie să încercăm să lucrăm la organizare și să vedem ce putem modela pe parcurs și să înlăturăm toate, eu știu, inadvertențele care apar în acest strângere de gunoi, dar cred că este foarte important pe zone geografice
în comuna Uitus, să adunăm oamenii și să le explicăm și să le spunem ce înseamnă salubritatea, cât de importantă este și ce rol are în menținerea sănătății populației din comuna Uitus. Să explicăm ce înseamnă gunoi biodegradabil, ce se poate face cu el, ca prețurile să nu crească, pentru că vă atrag atenția. Contractul care se face între primărie și ADIS, primăria va fi obligată să plătească la tonă. Dacă vă amintiți, am discutat problema asta în ședință și atunci toată lumea a zis că imediat domnul Băcu. Toată lumea a zis că, mă rog, deci primăria va fi obligată să plătească la tonă. Va încasa la persoană. Din mai 2016, prețul pe tonă va crește la 44 de lei și 66 de bani, fără TVA. Deci trebuie să explicăm oamenilor, fie să-i adunăm la căminul cultural, fie să ne întâlnim cu el, cu ei și să le explicăm ce înseamnă chestia asta, ce înseamnă și cred că trebuie să discutăm cu ăștia. Așa eu am propus atunci, dar nimeni nu a vrut să mai ia în considerare. În momentul când au plecat cu mașinile să strângă, câțiva salariați de la primărie, cu mașinile primăriei, chiar și cu mașini particulare dintre cei care avem, să meargă în spatele lor, să-și noteze toate animozitățile care apar și pe parcurs să le rezolvăm. Că nu intră peste tot, trebuie să stabilim locuri de colectare la gunoi în zonele unde ăștia n-ajung. De exemplu, pe ulița la biserică a intrat doar până 3-4 familii aici, până lângă cimitir, s-au întors înapoi și la revedere. Restul familiilor pe undeva n-a mai intrat. Au văzut panta mare. Cum? Da, probabil. Și în perioada de iarnă, sigur, nu vor putea intra pe toate ulițele. Și a doua chestiune, să explicăm oamenilor ce înseamnă gunoi care nu trebuie dat. Deci tot ce este biodegradabil nu trebuie dat, ca să ușurăm sarcina și să menținem prețul care este acum. Da, domnul Gogo, poftiți. Te rog. Primăria trebuie să aibă un zon de bine, că ăștia nu colectează cu zilei formă, să aibă un loc acolo, da, să verifice câte tone s-a adunat acolo, că ei poate să umfle tonajul. 90 de poate să adune 50 de tone și 30-100 de tone. N-are sens să meargă la cântar la Bașilor, dar cântarul este electronic și ăla nu poate fi schimbat, nu poate fi modificat. Și iese cartela din cântar, stai într-o pune la fara curării. Poate face altul. Nu se poate de lucruri, dar poate de la cântările acolo. Ai cum la masă. Dacă e așa automat. Dar e electronic și ține borul ăla ca și la caserie. Ai cum să modifici. În legătură cu, cum spunea și domnul președinte, cu intrarea mașinii pe toate ulițele. Dacă mergem, l-am pățit-o la margine vinerea trecută. Eu mi-a traseu pe la școală, drumul principal pe la școală, mai mult sau mai puțin din urmă. Și până la urmă au înțeles că trebuie să meargă peste tot. Și le-am demonstrat că mașina urcă. Și în pripor era uscat, atunci nu le înțeles nimic. Și în celelalte uliți, limit stânga-dreapta la drumul principal, ei aveau o schiță, ce le-au fi făcut, nu știu, de-o dat hârtia aia, pentru cea care șoferul are parte. Nu urcă mașina. Bă, dacă nu urcă mașina, caut. Nu vrei să urci, caut eu dăm la șofer. Nu se poate așa. Deci acasă și lasă în afară de șeful lor și el a murit. În afară de Uitus s-au verificat toate satele. Cărcea, Plana Sărată, Călcâi, Martinea și-a ajuns la concluzia că trebuie 11 recipienți mari de 500 de litri sau kilograme. La acolo, pe ulicioarele unde nu pot să intre, că sunt 5, 10, 15 familii și oamenii se aduc cursate în acele recipienți până unde intră mașina. Urmează ca mâine, în Uitus, respectiv festivale, Hățman, pe Baltă, să mai verificăm cum mâine vine iară mașina și să vedem de câte asemenea contabile mai avem nevoie. Acum, restul de contabile până la 100 de litri, le vor aduce săptămâna viitoare. N-am avut avionul de la viceprimar, că a fost în concediu. Cât mai trebuiesc să facem adresa neapărat asta sau mâine la ADIS, că ei se ocupă, să ne trebuie tomberoarele alea mici. Când vine, ar trebui să anunțe și pe noi ca să mergem cu dânșesă. Da. Ei, dacă stau în birou și fac listele cu ulițele, clar că lor ne convine să zic că le-a făcut. La margele ce pe toate, 99% merg. Că le-a demonstrat vinerea trecută.
N-au avut ce să comente. Deci ați fost personal cu ei? Da, am fost personal cu ei. M-a sunat cineva din sat și am fugit la treabă unde era la Pompei Lungu. I-am tras mașina față, nu pleci de aici. Asta a fost problemat, a sunat șeful lor și a venit la fața locului. Ce facem cu, ce facem cu pombe care, care au, au ramburile jos? Aia, trebuie să ați spus că altfel nu-i greu. Nu de primărie, trebuie luat o echipă și mers și defișăm, că nu-i greu, nu-i multă muncă. La fiecare județean are obligația, domne, să stai căieții de la pompe. Nu faci. Domnul Butnar, vă rog. Vreau să întreb și eu cu domnul primar. Eu nu am fost de acord din prima dată, știți, cu proiectul ăsta, cu, cu Adisul și cu Racal. Să-i o șmecherie la drumul mare, care unii din comuni și unul orașe din sud-est deja s-au retras. Cineva mi-a spus din ședință, când una, că nu ai voie să mai retrag. Ba, noi puteam să ne retragem din prima dată. Și vreau să întreb și eu cu noi, este vine în Vinerea Mare a Paștelui și în Vinerea Mare a Crăciunului. Eu stau la 50 de metri de la uliță, ulița asta principală. Am stat cu gunoiul ca tot nebune acolo. Am stat cu gunoiul acolo, nu a venit să dea. Păi să-mi spună, domnule, vine odată la 3 luni, vine odată la 2 luni, sau odată vine să... Au fost niște cazuri acum la Vinerea, a fost prima sată când au venit, ce? Sigur că poate nici Vinerea să nu-i spunem la punct toate. Dar te mi-ai pus toate. Domnul primar, noi nu avem în comuna Oitrus, oameni sau la primărie angajați ca să urmărească o firmă care face o, o, o treabă nouă în comună. Salubritatea în comună, nu trebuie să... Acum să mergem noi și urmărim să vedem cât gunoi spune de unde le ia și nu le ia. Din prima dată s-a luat în discuții problema să vină și cu mașină adică de 22 de tone, ca să poată să intre și colo și colo. Cu Berlin a spus, am pus problema de la început. Nu poate să vină la ridicul de apă de la Eckerbader, să aducă gunoiul până la pagă. Sunt oameni bătrâni, ce vine cu tomberonul să plimbe pe stradă? E o problemă foarte grea. Nu știu cum Dumnezeu, că s-ar urmă, ăștia nu vor să ia, ăia nu vor să ia gunoiul, se duce, se uită în cuvieră, nu le ia. Ia să vedem, mâine mai rămân, mai rămân. Eu sunt curios, mâine poate nici nu sunt acasă, dar gunoiul, cum știu, toată nevastră la toată. Să vedem dacă le ia. Aici, la 100 de metri. Dar ce mai cu destivare, unde stă alea? Ăsta, s-o există. Destivare, nici n-au cum să intre. Și atunci ce facem? Există pot. Acum că a înghețat pe la boacă, pe acolo nu se poate trece prin pârâu, deci... Am văzut că primăria emite niște ordica să pentru să poate să taxeze, să încaseze bani. Păi lumea, sunt mulți care nu știu, m-am întrebat și mine, cum se face? Păi dacă e semnat că trebuie să fie pus acolo, automat primăria îți ia bani. Păi dau un exemplu, anica lui Chivu din portul pără să arate iar cu noi. Da, acolo poate să meargă mașina. Păi poate să meargă, dar să duci până acolo. Nu e zidor, vor în partea la altă, jos, festivalul, pe o pentru să fie. Păi forța să meargă peste tot noi drum accesibil, nu mai vorbească ei că nu poate. Nu, nu poate, nu se poate. Și acum ca să stăm cu angajații de la primărie, să trimitim doi angajați de la primărie, mai du-te urmărești mașina, du-te vezi că pune, du-te, nu știu dacă e ceva normal. Am adus o firmă din salubritate care nu văd bună pentru că unii nu pot să putem vedea în greutate, o să vedem acolo la depozit, când descarte, când intre în depozit. Noi, domnul Ostroș, nu am adus noi firma, nu i-am dat avizul, am aprobat. Că dacă nu aprobam, era altă posibilitate. Puteam să facem o salubritate la nivel de comună, să cumpărăm o mașină, dar aruncăm gunoaierii și nu aruncăm gunoaierii. Când era domnul Rodica, aruncai gunoaierii. Eu zic că oricine ar veni din primă fază nu poate să rezolve în totalitate problema. Deci lucrurile pot fi îndreptate pe parcurs. Să sperăm că ele vor fi îndreptate și vor fi îndreptate spre bine. Va trebui, cred, să discutăm cu oamenii, să vedem ce înseamnă cu noi menajer, pentru că aici vor fi mari probleme. Eu zic, domnule, nu ridicăm decât cu noi menajer. Tot ce este biodegradabil trebuie să rămână pentru compost și nu ridicăm decât gunoi menajer. Celelalte, resturi de construcție, materiale voluminoase, astea va trata cu proprietarul respectiv separat, cu contract separat și le va lua separat. Care este totuși o mare problemă, pentru că acolo le ia pe tonă și pe tonă este foarte scump. Dar asta e o problemă care trebuie să o rezolvăm și să discutăm cu oamenii din comună, să le explicăm ce înseamnă chestia. Am văzut un caz, parcă eram împreună cu dumneavoastră, la domnul Cășuneanu. N-a pus ei că e societate, de-aia spus un domnule, eu e casa mea aici. Ăsta e gunoi de la casă, nu e de la societate. Societățile fac separat. Nu, că sunt ele aici, nu e loc. Nu, n-a vrut să-l ia, n-a vrut să-l ia. Nu, n-a vrut să-l ia, n-a vrut să-l ia. Societățile fac separat. Domnul primar, știu ce le-a explicat. Și acolo trebuie să găsim o altă zi. Când vine să ia gunoiul numai pe la societăți,
Pentru că ei nu plătesc pic pe număr de locuitori sau de salariate societății. Plătesc câte cantitate au. Da. E mai, e o leacă mai dificil la ei preluarea numărului. Că nu are casa la bun și societatea pe impuluri. Trebuie să ia bunoiul că sunea din stradă. Era de la casa lui particulară, nu era de la societate. Mai aveți probleme, domnul? Nu, mai. Mulțumesc. Domnul Steamu. Vine lumea să întreabă cei care nu au ridicat tomberoane, de unde pot ridica? Am venit și la primărie și am întrebat la contabilitate, nici de acolo nu mi-a dat niciun răspuns. Am spus, domnul Bonea a fost în concediu. Avem tabel cu cireș de persoane. Astăzi emitim tabelul cu celelalte persoane care nu au primit, săptămâna viitoare le aduce. E multă lume care n-a luat tomberoane. Și altă problemă cu gunoi, ce fel de gunoi dăm, nu o să putem rezolva problema până când o să vină tomberoanele alea pentru separarea deșeurilor selectivă. Da. Până nu se face colectarea selectivă, ei trebuie să iau orice, pentru că nu au o să pună. Așa am zis, așa am zis, așa am zis, așa am zis, așa am zis. Acum iată o cine aduce tomberoanele de pe cineva. Trebuie grăbită tomberoanele de pe cineva. Nu, noi, taxele astea care le plătim noi de 2000 de lei, ADIS-ul strânge și în Onești, acum repede, că ăștia într-o zi aia veche au tăiat toate cuștile, ei au venit și au pus în fiecare loc câte trei tomberoane și le iau și de două ori pe săptămână, ca să nu se strângă mizeria. Așa, au tăiat toate cuștile. Practic, cu trei tomberoane e mai curat acum decât era înainte. Dar trebuie să le dăm și lor puțină posibilitate să se desfășoare, că e greu. Până învață traseul, până... Nu, uite, noi trebuie să curățim toate străzile. Cu ajutorul... Cu ajutorul domn primar... Și cu primire au parcurs greu. Cu ajutorul domn primar să-l punem, să rugăm pe ăsta să-și facă timp, să uităm cu oamenii. Dacă luăm o hotărâre la nivel de Consiliu, intrăm pe străzi, punem tractorul nostru, că noi mai mult cheltuim cu tractorul nostru, adunând toate gunoaiele care le aruncă pe... pe câmp, că numai domn primar știe, săptămânal adunăm gunoaiele și le ducem cum le ducem, știți? Și cel puțin le strângem o de... Acum s-au copilul să facă. Da, da. Nu mai da. Dar ajutăm, chiar dacă cum pierdem și de la noi, tăiem toate crengile și o să intrăm și noi. Până să apară cu contabilitatea. Mai aveți probleme? Nu mai am. Domnul apostol. Consider că e un lucru bun, s-a început aplicarea sau abuzare cu un opus, benefică pentru cetățeni, dar vreau să știu platforme ecologice. Când vor fi dotate cu bere pentru colectarea selectivă? Am zis, tot un preț să vă face treaba asta. Da. Da. Tot un preț, eu ne-am promis că până pe 15 martie vor aduce aceste de... Și atunci nici numai nu o să mă pun un gunoi amestecat în... Cam greu. Trebuie. Da! Poftiți, doamna. Aș vrea să-l întreb pe domnul primar. Modul de plată al primăriei către Romprest al serviciilor. Că am înțeles că se face o plată înainte de a se lua gunoiul. Deci la 2 luni, la 3 luni. Dumneavoastră, domnul primar, cum ați făcut contractul? Cum se face plata? Nu se face plata până nu vine cu factura și demonstrează câte cantitate de gunoi s-a depozitat la depozitul de la Bacău. Este avizul, este nota de cântar și factura de la ei. Ei vine la noi și noi verificăm și plătim. Așa e bine pentru că se ține cont că se va plăti 1%. Da, în avans nu se poate plăti, este imposibil. Bine, mulțumesc. Altcineva dacă mai dorește. Dacă nu mai doriți, mulțumesc, supun la vot cotizația către ADIS. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva. Mulțumesc. Trecem la punctul 7 al ordinii de zi, aprobarea bugetului Comunei Uituț pe anul 2016. Comisia de Buget Finanțe a analizat proiectul de hotărâre, a dat aviz favorabil. Vreau doar să vă informez
Dar cred că cel mai bine ar fi să-i dăm cuvântul doamnei Lenuța Lupu, specialistul care să ne spună cum stăm și ce bani vom avea pe... Eu pot să vă spun că încasăm la nivelul, primim bani la nivelul anului trecut, conform legii se construiește bugetul la nivelul încasărilor din anii precedenți. Noi n-am depășit niciodată 97% și la nivelul anului precedent s-a construit bugetul. Pe total avem 8.804.000 buget, dacă vreți în lei vechi 88 de miliarde, din care se distribuie pe capitole în buget și ce probabil ce interesează pe toată lumea în mod special, avem 2.400.000 la investiții repartizați pentru Port Galațanu. Asta ca să se știe ce bani avem pentru 2016 pentru podul de la Galațanu, care cred că obligatoriu va începe și l-a jucat pe domnul primar să facă demersurile de acum pentru trecerea zonei de lucru în proprietatea comunei Uitus, ca să nu mai fie probleme. Am început-o. Domnul primar zice că a început-o. Noi trebuie să verificăm că dacă nu verificăm, nu suntem convinși că e adevărat. Poftiți, doamna Lenuța, spuneți dumneavoastră Consiliul Local câte ceva. Deci materialele cred că au ajuns la fiecare consilier, nu? Vreau să precizez... Nu, un pic, vă trebuie, doamna Condamnă. Aș vrea pe o rugăminte, cum îi trimiteți dumneavoastră nou bugetul ăsta, așa, tot mă priviți așa, că aveți o privire care nu vă spune, să știți. Nu știu dacă privirea mea domnul de asta la care vă spune. Dumneavoastră, eu de 4 ani de când sunt consilier, exact în același model primesc așa ceva. Am cerut de atâtea ori la fiecare ședință și am spus în momentul când se dă bugetul, să ne mai dați și ca la cei de la țară, să știm. Dom'le, avem atât, facem atât, punem atât. Ne desfășurați aici, cred că și cheltuim bani, primăria, că dăm țăran pe rădii, nu ne buniți. HP, HD, H nu știu ce, se duce acolo, vine acolo, pleacă dincolo. Nu să nu credeți că e foarte greu, că am avut și timp de l-am studiat și eu, și care am discutat și cu domnul președinte al comisiei, cu domnul Rupică, dar sunt probleme care nu ne trebuie nouă să ne dați atât de mult, încât trebuie să exact mă studia Vasile. Avem 88 de miliarde și începem să facem. Asta, da. Pentru că dumneavoastră degeaba spuneți acolo, că vor fi asta e prea mult și nu mă, adică, știți, că nu e mai pe chestii. Nu mie, nu mie personal, să știți, dar poate că astăzi, domn consilier, interesează cât e la lumină, cât e la... Păi și nu mine mă interesează așa, să văd așa scris, cât e la lumină, cât e la lumină, cât e la lumină, cât e la lumină. Desfășurat de capitole, alineate, așa cum spune, legea bugetului în structura bugetului aprobat. Legea bugetului anul trecut am avut 84 de miliarde în comuna Uitus, buget de anul 2015. Și eu unul vă spun cinstit, la sfârșitul anului, și sunt la începutul 2016, noi n-am bătut un cui, un chiron în comuna asta. Cu toate că am văzut pe la televizor, am făcut tot ce. Bateți cuiul ăla, eu știu că s-a bătut mai mult de cui. S-a bătut și la urmă. Ce am realizat? Ce am realizat în 2016? Unde-s banii 8 miliarde care am pus la pentru podul de la Gărățanu? I-am pus deoparte podul de la Gărățanu, 8 miliarde anul trecut din buget. Aș vrea să știu și eu, și rog comisia, și o să fac o sesizare la comisie, să verifice acele 8 miliarde ce am publicat, care au fost pentru podul de la Gărățanu. Unde se pare? În excedent. În excedent. Da, pentru că nu s-a procedura cu preluarea din excedentul anului trecut, sunt trecuți în bugetul de anul ăsta 2.400.000. Păi sunt din excedent, dar mă refer la bugetul de anul trecut. Anul trecut am pus, da. Anul ăsta spune iar că facem podul. E foarte rapid, dar ce să spune foarte greu de înțeles. Dacă anul ăsta spune că podul facem și nu-l facem iară, îl dăm excedentul pe 2017, nu? Păi trebuie făcută toată procedura cu preluarea terenului, cu tot ceea ce... Păi preluarea terenului de anul trecut, din luna februarie, când am chemat cetățenii aici și am dat să facem podul în aval, în aval, că așa s-a hotărât Consiliul Local, la ultima ședință la care am participat, am întrebat cu domnul primar și a spus că nu plătește amendă și nu faci podul unde îi spunem noi. Podul nu face tot acolo. Domnul președinte mi-a dat mie cuvântul de început. Mă ascultați și pe mine? Domnul președinte, vă rog, preluați cuvântul?
Păi cum să... Păi îmi dați voie să prezint primele probleme la această... Păi nu, domnul Rotu, la prima problemă, că astea sunt primele probleme, nu? Păi nu, dacă astea sunt și s-a dat dumneavoastră... Cred că aveți dreptul la replică și trebuie să spunem și noi ce am da, mulțumesc. Vă rog, lăsați pe doamna să-și expună și după aia vă dau cuvânt. Poftim, doamna. Voiam să fac o precizare pentru început. Tocmai pentru a evita întrebările, știți, de ce s-a... că au fost de-a lungul anilor, de ce s-a ocolit ședința ordinară, unde trebuia avizul Comisiei de Specialitate și toate demersurile, am ținut ca să vin cu fundamentare și cu aprobarea bugetului în ședința ordinară, deși procedura de repartizare a sumelor în buget nu este finalizată. Așa, după cum știți, primim sume și din bugetul de stat, repartizați prin Direcția Finanțelor sau Consiliul Județean, din sumele din TVA. Am primit adresele de la Finanțe, dar Consiliul Județean, înțeleg că are ședința în data de 25. Consiliul Județean, din sumele încasate din TVA, repartizează pentru bugetele locale sume pentru proiecte în special, partea de cofinanțare. Ei, aceste adrese nu le-am primit, nefiind ședința Consiliului Județean. Urmare, acestui fapt, probabil vom avea, nu probabil, cu siguranță vom avea o ședință extraordinară în care să prinde și acele sume. Așa cum domnul președinte și materialele au ajuns la dumneavoastră, avem un total de 8.800.000 pe bugetul total. Vă pot prezenta un pic din totalul veniturilor. Noi realizăm din impozite, taxe, contribuții și cotele defalcate din impozitul pe venit care intră direct în bugetul nostru o sumă de 3.145.000. La care se adaugă suma din TVA pentru serviciile descentralizate primite prin direcțiile de finanțe, 4.037.000 și sume din TVA pentru echilibrarea bugetelor, 607.000. Conform structurii bugetului s-au repartizat pentru cheltuieli de personal, cheltuieli de materiale și servicii pentru întreținere și cheltuieli de capital. Pot să vă spun că cheltuielile de personal se cifrează la 4.335.000. Bunurile și servicii, ponderea o realizează cheltuielile pentru învățământ. Cheltuielile de personal pentru învățământ. La bunuri și servicii avem 2.772.000, aici intrând și reparațiile pentru școli. Iar cheltuielile de capital ajung la 3 milioane propuse, 3.078.000. Într-adevăr, suma cea mai mare este repartizată pentru construcția podului Gălățeanu. Deci, în mare și comprimat, cam așa se prezintă bugetul. Acum să am o corectură de adus la proiectul de hotărâre. Am propus ca din excedentul anului 2015 să se repartizeze pentru investiții 2.400.000, iar suma pentru utilizată pentru acoperirea eventualelor goluri de casă 124.000. Dintr-o eroare am scris 134. Suma corectă este 124.000, întrucât excedentul este de 2.524.000. A, deci excedentul de 24, nu 34. Am înțeles. Asta voiam ca să vă rugăm. Am înțeles. Și atunci, pentru podul la Gălățeanu, rămân doar 2.400.000. 2.400.000.
domnul președinte, pe lângă suma de 678, care am propus-o a se utiliza din impozitele și taxele din veniturile anului 2016 la secțiunea de dezvoltare. Știți că bugetul îl aprobăm pe secțiune de funcționare și secțiune de dezvoltare. După ce legea spune, după ce acoperim cheltuielile secțiunii de funcționare, excedentul se duce la în secțiunea de dezvoltare. 2.400.000 vin și se adaugă la cei 678.000 virați din secțiunea de funcționare. Totalul investițiilor sunt de 3.078.000. Din aceștia, 2.400.000 sunt din excedentul anului trecut. Da, asta am discutat. Da? Da. Cred că, deci, bugetul l-am construit la nivelul anului 2015, dar având în vedere că formula de calcul la calcularea taxelor s-a schimbat, probabil că de data asta o să depășim puțin veniturile față de ce am estimat aici. Așa ar fi normal, știți, nu? Știți că trimestrial... Și atunci o să trebuiască să facem o rectificare bugetară. Trimestrial, da? Spune legea finanțelor, suntem obligați ca să prezentăm contul de execuție. Asta știu. Și să modificăm bugetul. Corect. În condițiile în care realizările vor fi mai mari, vom avea posibilitatea să cuprindem și alte cheltuieli. Da. Eu aș vrea să mai vă informez că noi am venit cu unele propuneri de modificare la buget. Și anume, la investiții era prins reamanajare pe râul Hățman, era prins suma de 50.000 de lei, pe care n-am fost de acord cu ea, având în vedere că atât Curtea de Conturi, cât și noi am cerut anul trecut ca să se facă o expertiză a acestei investiții, care să demonstreze, s-a respectat proiectul de execuție, ce cantitate de lucrări s-a efectuat, ce sume s-au cheltuit, deci o expertiză juridică. În condițiile în care se face această expertiză, putem discuta la bugetul anului 2017 problemele de plecare pentru reparare și reevaluarea lucrării. Deci avem o bază de plecare pentru reexecutarea, dacă va fi cazul, a părăului Hățman, pentru că el cred că trebuie refăcut în totalitate. Și dacă vine o viitură anul acesta ca aia din 2014, din care era să ne înălătească tot, și care nu s-a văzut de mult în viitor, va fi stricat tot și casele vor fi luate de acolo. Domnul primar, în parte aveți dreptate, dar asta ar presupune să mai investim niște bani, mai vine cineva, mai face un studiu de vezabilitate, vine cu o nouă temă de proiectare, să face un nou proiect, cârpim 15 colo și când se întâmplă, iar se întâmplă. Pentru că dacă peneul de la 15 cm, cât trebuia să fie de gros, are doar 8, dacă în spatele peneului nu s-au pus barbacane, dacă pragurile au fost făcute la nivelul grinzii de susținere a peneului și apa curge și a făcut microcascadă și a zăpat de soc, dacă zonele de la podul Hăsman la Vale n-au nici grindă de desubt, dacă grinda de susținere nu are prag ca să nu alunece peneul, cum vreți să reparăm? Ce vreți să facem? Cârpim 15 coluri. Dacă s-a făcut modificare de proiect și în loc de... cum le zice la cu plasă? Gardioane. În loc de gardioane să fie peneu și s-a pus gardioane. Și gardioanele s-au pus în forma în care s-a pus. A venit apa să facă sunele și s-au aplicat curg. Plasa aceea s-a spart. Curg bolovane din gardioane. Cum să facem? Să facă o expertiză temeinică și juridică și tehnică, vedem despre ce e vorba, avem o bază de plecare și facem oricare ca deci avem două instituții care au solicitat aceste verificări, care se numesc Curtea de Conturi și Poliția Economică a Județului Bacău. Corect. Și atunci, atunci nu trebuie să punem niște bani să avem cu ce plăti? Da. Deci am luat banii ăștia de acolo și ca să putem plăti aceste expertize. Și cred că nu are nimeni nicio problemă în privința asta, ca să știți. De asemenea, a solicitat Biserica Ortodoxă o sumă cât de mică ca să ajutăm la repararea gardului aliniat cu șoseaua,
care se dărâmă, au început să cadă pietrele din zid, se dărâmă și să nu uitați că anul ăsta sunt 99 de ani. Și la Băiana Săratu se va sărbători 100 de ani de la spargerea frontului, de la Băiana Săratu. Și aici o să fie un eveniment deosebit. Și gardul ăla metalic care e pus pe stâlpile s-a înclinat într-o parte, trebuie îndreptat, trebuie reparat. Și am solicitat doamnei contabil să prevadă 75.000 de lei pentru repararea acestui gard. Și să facă o poartă acolo la intrarea lângă cimitirul eroilor și să aranjeze frumos poarta la intrare de aici. Problema este că ei au conturi deblocate, biserica are conturi deblocate. Eu m-am dus personal la DMC și am discutat cu băieții de la DMC de acolo. Până la urmă și cu intervenția părintelui Alupi, sunt de acord să deblocheze conturile în condițiile în care parohia se duce și dă 500 de milioane, 50 de mii cash. Și iartă de cele 2 miliarde și jumătate. Ieri am discutat cu părintele paroh și a zis că n-am de unde să iau banii ăștia. Părinte, îmi pare rău, eu am făcut ce am putut. Deci în condițiile în care puteți să mergeți cu banii cash, patronul de veceu... Nu au terminat cugul încă, nu este terminat, datorită faptului că cei de la direcția națională din drumuri, au întârziat pur și simplu an la rând și au avut sunt din toate comunele din județul Bacău și din țară, ne dând avizile necesare. Așa că și banii ăștia, și banii ăștia de la PUC deocamdată îi putem dirija în altă parte, având în vedere că valabilitatea PUC-ului până în 2018 și la construirea bugetului pe 2017 putem prevedea o sumă care să stabilească tema de proiectare și studiul de fazabilitate pentru PUC. Dar ar trebui, domnul primar, ca la sfârșitul 2016 să avem rezolvată problema inventarului domeniului public și problema inventarului domeniului privat. Noi n-avem clar nici acum. Și știți că am cerut în ședința de Consiliu să facem un proiect de hotărâre să sancționăm salariații primării care sunt privați. Domnul președinte, inventarul este întocmit. Așa pe domenii, cum se spune, și vi-am adus și pe cel pe 2015. Problema era atestării prin hotărâre de guvern. Care se face prin Consiliul Județean. Asta era, dar inventarul există. El este inclusiv aprobat de dumneavoastră prin hotărâre de Consiliu. Încă o dată vă spun că lansat în actul de control faptul că școala de la Hârja, care a fost trecută în domeniul privat, în perioada cât a fost în domeniul privat, salariatul primăriei n-a demarat actele necesare ca să obțină hotărârea de guvern să poată fi dată în proprietatea parohiei la bazinul de bătrâni. Salariatul ăla l-am evaluat acum, a avut criterii de performanță și l-am aprobat aici. Dar nu l-a sancționat nimeni. Școala de la Hârja așa cum apare la liceul de sport. Păi dacă nu s-a înaintat actele la școală. Dar dacă noi am cerut, când am cedat școala noi, Consiliul Local, am cerut inspectoratul școlar județean. Ei au cerut rândul lor de la Ministerul Învățământului avizul. Ăia n-au știut că este în evidența și în evidența liceului de sport din Onești. Parcă... Inspectoratul școlar, ce probleme avea așa din mare? Decât să dai cu evidența asta. Chiar, parcă ați trăit în altă ieră. Nimeni nu-l interesează, domnul primar. E adevărat. Ne interesează pe noi, mai facem, că restul nu interesează. Păi am făcut-o noi și ei n-au înnoșurcurească. La atâta experiență, da? Nu le-a scăzut din asta de la liceul din sport nici acum. Și sunt documente și avizii. În momentul în care făceam de aici de la primărie adresa către Consiliul Județean, îl forțam și pe ăla să treacă. Am făcut-o. Păi aveam avizul, domnul, nu putea să vrea parohia, domnul. Hai, domnul primar, că nu e. Bun. Deci despre asta e vorba. N-avem drumurile cadastrate, n-avem o grămadă de lucruri. N-avem. Ăștia au anunțat, cadastrarea se face gratuit. N-am cadastrat comuna și vrem să facem punct. Cum îl facem? Da. Vorbim și, mă rog, să nu mai zic nimic. Dacă mai sunt probleme, poftiți domnul post. Domnul Pică, domnul președinte, mulțumesc. Nu face nimic. Problema care este? Expertiza asta, domnul primar spune că ajută și poliția și vrem să o facem și noi. Nu putem plăti două expertize pentru aceeași lucrare.
Nu le-am vorbit cu poliția ieri, de aia am fost chemat la o neștire. Și am vorbit și cu Curtea de Conturi, să votăm o dată. Și a rămas să-mi dea răspunsul mâine Curtea de Conturi. Nu putem face două, e adevărat, aceeași expertiză de două ori. Domnul primar, dar trebuie să aveți în vedere că cei de la organul poliției au dat termen 19 așa. Așa este. Și cei de la curte în martie. Și dacă vin în control și nu avem experiență... Se uite curtea din conturi la termenul care l-a stabilit pentru noi și va restabili la termen tot în iunie. Dar am vorbit ieri. Și dacă l-a stabilit pentru noi, trebuie să avem bani să plătim? Băi da. Păi și atunci... Asta am spus, am luat banii de acolo și am pus aici. Nu fac cu noi, pentru că ceva. Mă rog, aia cu totul altceva. Dar era vorba de bani și i-am luat și i-am pus aici unde trebuie. Da. Iar în ședința de comisie s-a stabilit ca banii pentru punct să rămână. Pentru activitatea de comisie, doamna contabilă, pentru activitățile... Pentru? Banii pentru? Banii pentru punct. Pentru punct. Da. Așa nu știu ce din scasă, mi se rămână. Iar dacă valabilitatea punctului se va aproba, că este până în 2018, care trebuie să întocmite până atunci, da, exact, în timpul valabilității... Dar așa am și stat în ședința economică. Consiliul hotărăște. Consiliul hotărăște. Niciun fel de probleme. Dacă rămân necheltuiți, nu sunt lucrări pentru punct. Dar în semnestul 2 putem la nevoie să le facem și n-am rectificare. Să vedem atunci când îl desfacem. Și noi am luat banii de acolo. Da. Poftiți, domnul Gop. Mai sunt niște valori trecute la amenajarea marcării la Biserica Catolică și la Biserica Ortodoxă, cu rigură cu tot, valoarea e 20.000 de lei la ambele biserici. E foarte părerea mea că nu se poate face sub nicio formă lucrările. E foarte puțin, am zis. Este vorba despre documentație. Nu e documentare, te documentare. Proiectare lucrări de investiții și investiți documentare. 700 de lei. Scrie total valoare și la valoarea asta nu se poate face. Dar nu avem documentație și asta, așa am pus pe comisie, nu avem documentație. La margine iar la fel, distanța sub lungimea zi, vreo 200 de metri, la fel valoarea 20.000. Dacă avem documentație, atunci nu. Documentație. Nu avem dreptate. Dar nu avem dreptate. Domnul președinte, dar în comisie am mai făcut o modificare. Noi n-ați spus-o acum. De 50.000. De la 215 la 265 la școală. Da. De la 215, deci la școala generală numărul 2, era prevăzută suma de 500.000 la reparație și întreținere. Și la școala numărul 1 era 215. Și am lăsat 450. Am propus... 450.000 la școala geala numărul 2 și 265 la școala geala numărul 1. Așa este, domnul Budogan. Mulțumesc că mi-ați adus aminte. Alte, poftiți, domnul. Bugetul ăsta pentru 2016 se poate prevede un proiect ceva guvernamental sau european, pentru că rău să lasă, să facem și acolo ceva. Măcar un proiect de fezabilitate ceva. Și urmă să continuăm cu consolidarea moarurilor pe răuri, pentru că e un dezastru și pe răuri. Și pe răuri sărat și drumul ăla din Călcăi cu părău care curge pe drumul în fața casei. Și ăla trebuie rezolvat. Și avem studiul de fezabilitate, de eram eu mai tânăr, cu vreo 10 ani. Am înțeles că sunt două persoane care au făcut specializări pentru proiecte europene, dacă... Da. O să ne propunem, sunt foarte multe lucruri și să facem foarte multe proiecte. Podul Părâul Sărat e ministar de investiții. Nu podul. Părâul Sărat însă și el. Regularizare Părâul Sărat. E vorba de regularizarea Părâului Sărat, pentru că mai e puțin și casele din stânga o să vină de vale, iar drumul din dreapta nu o să mai existe. Nu mai e mult. Și o să se întâmplă. Și nu o să mai... Da, așa este. Aveți dreptate. Așa este. Alte probleme la buget. Poftiți, doamna. Aș vrea să amintesc domnului primar proiectul de hotărâre făcut pentru ulița Ciorbă. S-a făcut și studiul de fezabilitate. În fiecare an dânsul îmi spune că la anul respectiv la anul, și tot așa s-a amânat 4 ani, hotărârea, proiectul prin care s-a făcut la ulița din Călcăi este probabil și depășit de 10 ani. Probabil trebuie refăcut, dar aș vrea să mergeți și să verificați modul în care se circulă pe cele două uliți
și rog foarte mult ca măcar în, acum, imediat după ce se termină iarna, să finanțați și să puneți în executare proiectul, pentru că chiar este necesar, este foarte necesar ca să se facă rigolizarea apei pluviale. Să se ia în considerare. Am discutat când se face brașarea la canalizare acolo, de la plajarul numărul 1, să se amenajeze și ulița eu și pregătesc că am discutat în Consiliu chestia asta. Rigola acolo este prinsă în proiectul mare care a fost dezbătut în ședința Consiliului pentru, și depus pentru finanțare. Cel cu drumurile. Cel cu drumurile. Că sunt porțiunile de bine. Da, da. Altcineva. Doctor Dobrogice. N-am văzut, pentru cofinanțare, n-am văzut nicăieri. Dacă s-au alocat bani pentru cofinanțare, proiecte europene. V-am spus că așteptăm adresa la Consiliul Județean, pentru că banii de cofinanțare să le facem. Aia normal ar trebui. Acum s-a discutat și cu piața că ar fi cu fonduri europene. Păi la piață n-am un proiect. Despre ce cofinanțare putem vorbi? Păi zice că o să se facă un proiect, avem șanse, așa a zis doamna. Păi sunt 1000 întâi proiectul, să vedem și câte bani de cofinanțare. De-aia vreau să întrebăm dacă avem bani sau putem lua, dacă cumva se aprobă, să avem bani. Putem... Domnul Vice, la cofinanțare. La cofinanțare, aia mă interesa. Noi acum putem să discutăm despre proiecte care au fost aprobate prin ședința de Consiliu, s-au aprobat documentațiile. Ori la piață nu avem nimic. Avem nu. Dar mă gândeam că poate reușim și eu, dacă începem să le facem și să aprobă, dacă putem să schimbăm banii dintr-o... execuția bugetului și o să vedem... Și dacă putem să schimbăm, aia vreau, dacă putem să schimbăm banii dintr-un... Nu trebuie să schimbăm, domnul Vici, trebuie să mai vină niște bani de la județ. Și banii aia care vin de la județ o să-i folosim pentru refinanțări. Dar proiecte pentru la piață sunt făcute, domnule, și nu mai sunt valabile, nu? Da, altcineva. Dacă nu mai e nimeni, o singură observație. Și scrie lege și n-ați făcut ce? Afișarea bugetului la, pentru marele public. Dar mă rog, cum știți dumneavoastră că n-am făcut? Am văzut un proiect. Pentru că m-am uitat la gazetă acolo în fiecare zi. Și nu era. Ai participat, m-am uitat și nu era. De la altă gazetă. Am avut acces la gazetă. Mi-a desfătit la poliție. Da. Mă rog, v-am dat un subiect în discuție să vedeți cu ce se... Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului. Dacă cineva împotrivă. Dacă se abține cineva, domnul secretar, observația că bugetul n-a fost afișat așa cum scrie legea, s-a aprobat în unanimitate de voturi. Mulțumesc! Las că mai vine bugetul. Nu-i prima dată când zic chestia asta, dar mă rog. Bine, dar nici n-aveți cum genul ăsta. Nu? N-aveți cum genul ăsta. Eu am atât o vizitare la dosar, așa că nu am probleme. Aha. Și pe internet. La dosar. Dar eu am vrut să mă informez de la gazetă. Bine, gata. Am vrut să mă informez de la gazetă. Și vreți, vă fac scris? Nu, nu. Dar cineva a furat acolo. Nu, că am discutat cu poliția comunitară și mi-a spus. O, așa, avem o poliție de mamă. Da. Trecem la punctul 8. Trecem la punctul 8. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local 127 cu privire la aprobarea regulamentului de administrare a taxei speciale de salubritate la nivelul Comunului Vâzi. Deci avem un. Alo, gata. Momentul hilar a trecut. Acum suntem serioși. Totuși, ori nu am fost pe atent, nu mă scuzează dacă nu am fost atent. S-a supus la vot, s-a aprobat cu modificările aduse. Da. Pentru biserică? Da. De unde îi luam? De la vot? De la vot. Mă întrebați pe biserică, da, sunteți special. Păi da, dar eu nu fac... Păi da, dar eu trebuie să precizez. Dacă n-ați fost atent, i-am decis acasă. Păi da, așa. Da, acasă. Da. Da. Deci, diminuăm cheltuielile la investiții, cu suma de 70... Nu. Nu, discutăm separat, nu? Din ce la investiții, nu?
Păi de unde? Vă spun de unde, mă. De la podul peste părăul ăsta. Dar tot investiții înseamnă. Investiții, dar la sus, la 5 miliarde, 6 miliarde, 6 miliarde, cum este cifra? Deci 75 de mii de lei, putem lua. Deci, recapitulăm un pic. Dar 50 de mii de la plăzma și ducem la expertiză, da? Da. Cad 75 de la investiții de la drumuri, de la, da? De la podul peste, de la podul peste părăul sărat și ducem la transferuri, da? Așa, rămân cei de la PUB. Da? Rămân cei de la PUB, da. Mulțumesc. Da. Și de ce? Stimați oameni buni, hai să lămurim problema la punctul 8. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local. Deci taxa de salubritate a rămas cea de 3,76 de persoană. Da. Numai că ea trebuie plătită trimestrial la primăria Comunei Vâlpâs, odată cu taxele celelalte. De la 4 persoane în sus rămâne aceeași sumă, deci acolo unde sunt mai mult de 4 persoane rămâne aceeași sumă total pe familie. Altceva, domnul primar, ce prevede? Atât. Eu mai am o... Da, domnul jurist, mă ascult. Păi mai propun să mai modifice articolul din regulament, în sensul că scutirile să fie, să fie cele prevăzute de articolul 485 din nou cod fiscal. Că era făcut de altă de fapt, ca cod fiscal și se aliniem prevederile unui. Corect, corect, corect. Alte propuneri, dacă aveți. Alte probleme. Supunem la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă dacă se abține cineva. Deci, un vot împotrivă, domnul Budaru Valentin are motive serioase. Trecem la punctul 9 al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității planului urbanistic general al Comunei Vâlpâs, aprobat prin hotărârea din Consiliul Local 48/2000. Datele s-au discutat mai înainte, s-a cerut prelungirea actualului PUG, planul urbanistic general, până în 2018, perioadă în care facem pregătire, facem cadastrare, facem, avem și bani, o să facem și, probabil și pe fonduri europene și poate dă Dumnezeu și se mai schimbă lucrurile și în bine. Mai vine soarele și pe ulița noastră. Dacă dăm pe mine de departe. Probleme la acest punct. Dacă nu sunt supun la vot, cine este pentru? Mulțumesc. Împotriva, abțineri, în unanimitate, domnul secretar. Punctul 10. Raport privind ducerea la îndeplinirea Consiliului Local Vâlpâs pe semestrul 2/2015. A hotărârii. Consiliul Local. Oameni buni, ne-ați citit, știți despre ce e vorba și nu mă lăsați numai pe mine să-l critic pe domnul primar, că tare am să-i spun multe și tare mă supără când dăm acest raport ca un fel de poezie. Zice, îndeplinită, neîndeplinită, știu, parcă am fi la colin, îndeplinită, neîndeplinită. Dar ce trebuia să menționez, domnul? Păi cum, domnul, să motivăm, domnul primar, de ce nu s-a îndeplinit, de exemplu? De ce nu s-a îndeplinit, de exemplu, hotărârea mai veche cu mașina care trebuia dată la ISU? Da, un exemplu. Care vă deplasați dumneavoastră? Aia, despre aia e vorba. Nu era necesar. N-ați scris acolo că nu era necesar. Probleme. Poftiți, domnul Budaru. De ce nu s-a îndeplinit postul de la Cărășanu? Nu o întrebare, care o pot spune domnului primar. Pentru că inițial a fost făcut o documentație tehnică pentru postul la Cărășanu în zona Trăghici. Când m-am dus cu proiectanții, am constatat că aici unde deja este podul, este păcat să demolăm podul existent. Tot zona Gălățeanu se numește și mai sus un pic, cu 3-400 de metri și tot zona aia o deservia. S-a venit, s-a inițiat un nou proiect de hotărâri, acolo am plătit 450 de milioane pentru proiectul tehnic, s-a luat o hotărâri Consiliul Local să se facă lângă podul existent.
Eu nu pot să plătesc același proiect tehnic de două ori pentru că se impută. A stabilit dumneavoastră, tot într-un proiect de hotărâri, să se impute persoane vinovate. La specificații persoane de la primarul, consiliul, care au hotărât inițial construcția acestui post, n-a specificat la început să se facă lângă zborul existent. Și nu am putut să mai derulez, să mai continui lucrarea, pentru că această sumă se va imputa cuiva. Consiliul Local, din a dat aprobare pentru construcția podului Gălățanu, scrie în hotărâre Consiliul Local pod la Gălățanu, nu scrie pod la Drăghici. Nu, Gălățanu e toată zona aia acolo. Nu, m-am născut în comuna asta. Dar și eu unde m-am născut? V-ați născut un pic mai sus, la Gălățanu. Și n-am cunoscut eu zona. Nu, dar eu știu de la mine și uitați că am și un cetățean care e din Ustrei și știi ce înseamnă podul la Gălățanu și podul la Drăghici. Ăla la care vreau să-l faceți dumneavoastră la Drăghici, încălcați hotărâre Consiliul Local. Consiliul Local a hotărât, dumneavoastră nu vreți să faceți podul de ce la Val. Podul la Gărățanu vreți să-l faceți în Amonte, nu? Nu se pot face două cheltuieli pentru aceeași construcție. Dacă Consiliul Local a hotărât ca cine a greșit să plătească, nu ne-a, prefectul județului nu ne-a trimis înapoi de la Bacău, nu ne-a trimis înapoi hotărârea Consiliului Local, că ne-i fiind fondată și ne-i fiind bună. Deci cineva să plătească că a greșit și podul să face în Val. Pentru că pe vacă, pe dumneavoastră, eu după cât îi văd, nici anul ăsta nu face pot. Dar nu, domnule, că eu nu mai candidez, o să candidați dumneavoastră. Păi bine, domnule, că dacă nu mai candidați dumneavoastră, nu mai facem podul? Dar facem, domnule, facem. Podul? Păi dar nu, eu după cât îi văd, nu se face nici anul ăsta. A doua cheltuială nu se poate face. Dar se poate face prin hotărâre Consiliul Local. Hotărâți? Contextul administrativ trebuia să ne atrece prin noi Consiliul și să ne spună hotărârea dumneavoastră de a construi podul în aval. Nu este valabil. Și atunci rămânea așa. Dar nu ne-a contestat și nu ne-a făcut nimic. Deci, e clar, podul trebuie să se facă în aval, nu în amonte, și cine s-a dus acolo fără aprobarea Consiliului Local, să plătească. Să plătească, domnule. Păi, dumneavoastră spuneți că are cineva personal ceva cu dumneavoastră. Nu am spus nimic, nu, așa ceva. A spus-o și în ședința din noiembrie, o spus și în ședința din ianuarie, și nu știu dacă mai pot. Deci lumea trebuie exact de pe ce am repetat acolo. Să vină lumea să-i spuneți, auziți, domnul Ciubătaru, sunteți aici, sunteți cetățean din zona de acolo, spune și dumneavoastră la lumii că primarul nu vrea să facă podul unde vrea Consiliul Local. Vrea să-l facă unde primarul vrea el. Poate plăti de două ori. Primarul dacă a greșit și cine a greșit să plătească. Păi și o viața mea când a greșit, am greșit să plătească, dar să plătească din banii lui și nu din contribuția noastră. Corect. Aici e toată treaba. În hotărârea Consiliului Local. Dar mă spuneți că ați de demolarea podului respectiv. Acela nu se va demola niciodată din cauza că e făcut din noi și n-a dat un leu primăria. Se va fi adăsit treaba. Va exista două poduri acolo, nu lângă altul. Da, să treacă pe doamnii și lasă-l acolo de rezervă pe bun. Iar celălalt să aibă cum să intre o salvare mare, să aibă cum să intre pompieri, că n-are pe unde, n-a crezut nici drumuri pe acolo. Noi vă plătim contribuții, dar dumneavoastră acolo, în codul celălalt, n-ați făcut aproape nimic, decât ați aruncat niște praf. Auziți, domnule viceprimar, că n-am dus balast acolo. Dacă noi n-am plătit contribuția dumneavoastră, mai departe un vini. Și prin fața curții dumneata le s-a turnat acolo balastul. Cu cum spuneți că nu s-a turnat? Luat-i la mine. La mine era mai n-am, nu spuneți mie. La mine era mai înalt ca să nu stea apa. Și l-a luat de la mine. Cum să-l ia de la dumneavoastră? Păi eu de cu punctul ăla. Cine l-a luat? Pe cine a spus dumneavoastră? Da, hai să... Nu le-am spus, atunci eu zic cine a spus. Domnul Ion, luam un pic. Deci hotărârea Consiliului Local, care a fost aprobată de Consiliul Local, a fost foarte clară. Construcția podului în zona Gălățeanu. Punct numit Gălățeanu. Punct numit Gălățeanu. Nu s-a primit nici mai sus, nici mai jos. Deja au venit și aprobare. Am văzut eu că n-am venit cu măsurători și s-au aprobat acolo. Cu 300 de metri mai la vale. Dacă este nevoie... 300 de metri mai la vale? Cam așa am spus ăia care măsurau. Dacă este nevoie, facem un nou proiect de hotărâre. Facem un nou proiect de hotărâre. Stabilim cu precizie zona. Pentru refacerea proiectului pentru zona respectivă, ca să nu mai creăm animozități în rândul populației. Poftim, domnule. Domnul președinte, nu știu de ce să discutăm noi mereu despre studii de fezabilitate. Anunțăm că vrem să facem un proiect pentru un pod. Vedem cine se înscrie, ce proiectant se înscrie,
face studiu, ei fac studiu și cine câștigă. Și în ăsta îi cumpărăm proiectul pentru podul respectiv. Și când vine, noi să-i spunem cu populația respectivă, domne, ce pod vrem? Nu să facem un pod ca să fie lung. Sunt poduri de 8-10 metri și intră toată apa Uituzului, că acolo are înălțime. De ce trebuie să-l fac? E mai ușor să fac fundație, să car pământ și asta să fac fundație, decât să fac un pod de 20 de metri și la de 8 metri. Ne gândim ce pod, îl facem de 6 metri ca să intre ăsta, totul e tonajul. Și să nu mai facem studiuri de fezabilitate, cheltuim prefezabilitate, fezabilitate și cheltuim bani. Pentru că prefezabilitate nu se mai face de mult. Și de ce să cheltuim bani? Problema este următoarea. Trebuie parcurse niște etape prevăzute de lege. Nu le parcurci, ai probleme. Asta e problema. Sunt niște etape care trebuie să parcurse în mod obligatoriu. Păi și trebuie să parcurgem etapele astea. Dacă vă uitați în legea 10, o să vedeți. Sunt niște etape care trebuie să parcurse obligatoriu. Și etapele astea trebuie să parcurse. În prima fază anul trecut, etapele au fost parcurse. Numai că s-a schimbat locul. Și acum, schimbându-se locul, și schimbându-se din nou amplasamentul, trebuie să parcurse din nou etapele astea. Și asta înseamnă o nouă cheltuială. Iar cheltuiala veche pentru cei care n-au respectat legea, trebuia imputat, așa cum am spus mai înainte, că trebuiau sancționați cei de primărie, cei care nu și-au făcut treaba. Și am să facem un proiect de hotărâre să-i sancționăm, după actul de control al Curții de Conturi. Știți că am propus așa, dar astăzi nimeni nimic. Deci trebuie să facem, dacă se impune, o să discutăm din nou, și dacă se impune, trebuie să facem un nou proiect de hotărâre, să stabilim o nouă regulă, să parcurgem din nou etapele, de așa manieră încât în aprilie să începem treaba. Domnul președinte, dacă vă uitați la capitolul 77, privind aprobarea indicatorilor economice, obiective, investiții, construirii în poli, peste drumul Uitus, localitatea Uitus, punctul Gărățeanul, lângă podul existent în aval. Acum, poate să de fezabilitate modificată. A doua hotărâre? Deci dacă există, scrie aici, clar, prin aval. A doua hotărâre scrie, dar în prima nu. Domnul primar. În prima scrie, domnul primar, cum numit Gărățean. Da, dar nu... Cum numit Gărățean, nu cum numit Drăghici. Deci scrie clar hotărârea Consiliului Local la punctul... La Gărățeanu, la Drăghici. În aval. Acum scrie la... Acolo se face podul în aval. În al doilea proiect. Podul în aval. Acolo se face... Acolo ce se fac? Eu n-am nimic împotrivă. Dar nu că iară ținem un an pe loc și... Dar eu nu am nimic împotrivă. Anul trecut ne-a dus cu Preșul și domnul Băscă Ionuț ne-a dus cu Preșul pe noi toți, Consiliul Local. Eu cu tine așteaptă de la guvern, că așteaptă nu știu de unde, dar nu s-a făcut, nu s-a mutat un fai. Pentru că nu s-a mutat un fai, că i-a spus dumneavoastră, băi, nu faci, lasă că știu eu unde îl fac. Și ca să aflu în luna noiembrie, că dumneavoastră a spus cu dedicație, nu fac codul unde vreți voi. Dar acolo îl facem, unde vrem noi, unde vrea cetățenii, nu unde vrea un primar care a greșit, că a făcut acolo. Adică, aprobat. De exemplu, unii trebuie făcut. Unii trebuie făcut, normal. La Humărie de acolo. Ca să-i duce toate urițele roată și-i aduce la Drăghici. Deci, domnul președinte... Păi n-a făcut drumurile pe putânt! Că de putânt! N-a făcut nici drumurile pe alea! Pentru ce să mai facem? Și ăia care a făcut podul ăsta, au fost oameni acolo. Da. Și n-ai băzut. Dacă mai sunt probleme la acest raport. Dacă nu mai sunt probleme... Supun raportul spre aprobare Consiliul Local. Dar e raport. Dar e raport. Dacă nu e raport. Nu e raport. Nu e raport. Dar poate ce la cunoștință. Trecem la punctul următor și este aprobarea proiectului de hotărâre către, privind cotizația către ADIP. Cotizația către ADIP este 1000 de lei, parcă? 100. A, 100 de lei. Da? ADIP-ul este tot așa... La noi ne-am înscris pentru... Asociația de dezvoltare intercomunitară. Da, pentru apă și canal. Apă și canal și... Ei sunt cei care țin licitațiile, care le partizează... Ei sunt cei care ne iau bani la toate comandele. Da, așa. Dacă nu sunt probleme, supus spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc dacă e cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Trecem mai departe la proiectul de hotărâre privind organizarea rețelei de învățământ. Domnul președinte, aveți cuvânt să văd. Doamne, vorbim o rază. Deci comisia a dat aviz favorabil,
n-ați făcut propuneri de schimbare, nimic. Rămâne în forma în care a fost. Sunt ceva probleme la acest proiect de hotărâre? Nu, nu. Supus prea apărat. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, dacă se abține cineva. Următorul, domnul secretar, nu mi l-am notat aici. Avem un program. Aprobare plan urbanistic local pentru... Pozu, Pozu de la... Da, zonal. Da, Pozu de la Șarușa. Așa? Domnul președinte, am aprobat noi odată. Am mai aprobat. S-a mai dus o leacă în păduri, am mai construit ceva acolo. Am mai construit niște coțințe, am mai construit niște porci acolo. Eu știu. Da, a fost un proiect. Nu mai merge să vedeți. Acum altceva. Mai trebuie, da, mai trebuie. Dar unde, în ce zonă și cum? În terenul lui. Nu mai la de altă piscină. În terenul nostru, pe Mărinu. Nu mai. Haideți să vorbim în ordine și la microfon ce probleme sunt. Cine vrea să ia cuvântul? Domnul președinte, noi n-am avut proiectul ăsta. Să ne povestească cineva dacă ce vă consideri, nu știu. Asta e adus acum. Da. Să simt și noi. Cine trebuie să dea cuvântul? Domnul Butuna. La comisie la noi, ne-a adus domnul secretar astăzi și dăm un aviz pentru că trebuie construcția, că trebuie, nu știu, legalitate și legalitate și domnul Codreanu și i-a dat aviz. Dar este ce preot acum. E construcție. Domnul președinte de la agricultură, ați dat avizul? Am dat avizul astăzi, domnul. Dacă ați dat avizul, ce probleme sunt, vă rog? Problema este că el vrea să intre în legalitate, dar e nu ilegal niciodată. Asta vreau să vă spun. Pentru că vă mai dau un exemplu. La Zilele Uituzul mi-a zis că ne face transportul gratuit la cetățeni de aici acolo și până nu ne-a luat 20 milioane, că el e popă. Domnul Bunar, nu era popă, acum dacă e popă, nu mai minte. Domnul primar. Domnul primar, e niciunul, nu scăpăm niciunul, toată mea nici. Asta e... Dacă vrea totuși o locuință monahală, cum face? Să lăsăm acolo, să supus prea aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Eu vreau să vă spun un singur lucru. Cetățeanul... Ai votat pentru? Am votat pentru, dar vreau să... Gata, trebuie să fie votat. Codreanu este și un cetățean venit aici, din altă parte. Dar avem o situație, că ajungem acuși acolo, avem cetățeni din Noituz care... Noi nu-i ajutăm cu nimic, dar nu-i dăm avis așa de tine la cetățenii din Noituz. Hai cu terenul ăsta. Aici. Deci avem de aprobat invocarea și atestarea de 150 de metri pătrați. 152 de metri pătrați, care tot la noi comisia i-a dat aviz și am propus în luna noiembrie la ședință. Să ne smitică să prelungim primăria. Apoi să vedem că PRD-ul își retrage. PRD-ul își retrage. Aprobarea identificării și atestării suprafaței de 156 de metri pătrați teren curți construcții, situat în intravilanul satului Oituz, numărul 1250, ăsta din Pereticului, care a făcut parte din domeniul public. Terenul identificat va fi înscris în cartea funciară a Comunei Oituz după întocmirea documentației cadastrale, iar construcția va fi înscrisă pe numele proprietarului în baza documentelor doveditoare. Deci există posibilitatea ca să extindem primăria acum, că banca a plecat. Aveți ceva de comentat la o asemenea proiect de hotărâre? Dacă nu aveți, îl supunem la vot. Cine este pentru? Domnul primar să se demareze asta ca să fie numărul în cartea funciară. Trecem la capitolul diverse. Aveți ceva probleme pentru diverse? Domnul secretar, aveți pentru diverse? Este... Numai un pic. Avem în rândul nostru, în rândul Consiliului Local Oituz, domnul Olteanu, consilier județean, care se pare că are o problemă și vă rog să-l ascultăm. Bună dimineața și la mulți ani. Mulțumim, la mulți ani. Vă mulțumesc pentru... Încerc scuze, dar ați văzut și dumneavoastră cum se desfășoară un consiliu local la Oituz. Așa că... Sunt obișnuit cu ședințe de consilii și municipale și județene. Acum am... Ei, dar ați văzut la Oituz. Am luat aci pe felul care se desfășoară o ședință de consiliu local.
Și mă bucur că am participat, pentru că noi acolo la județ hotărâm diverse, inclusiv ceea ce țin de activitatea comună, și iată că nu știm cum se desfășoară ședințele la Consiliile Comunale. Acum voi fi mai informat și votul meu va fi mai calificat, să zic așa. Acum revenim la problema pentru care mă adresez dumneavoastră. Cu toții am constatat că drumul care ne leagă de Ardeal, ne leagă de Transilvania și care trece prin comunitățile noastre, drumul național DN11, este într-o stare deplorabilă. De ani, zeci de ani, nu s-au mai făcut măcar reparații substanțiale. El se degradează pe zi ce trece și consultările, din informările care am cerut de la Compania Națională, cea care se ocupă de starea infrastructurii rutiere, am constatat că în timp interesul pentru intervențiile asupra drumului au scăzut până la dispariție. Odată cu masterplanul pentru transport, pe care ați aflat probabil cu toții, că s-a făcut atâta vârvă când era ministru domnul Rus, odată cu masterplanul de transport, preocuparea pentru modernizarea drumului de DN11 a dispărut cu totul. A dispărut și autostrada Bacău-Brașov. Sub iluzia unei construcții, unei autostrăzi Brașov-Bacău, sau sub pretextul acestei autostrăzi, vă spuneam, da, și preocupările din trecut, pentru că să știți că probabil aveți ceva informații, că s-a tocmit un studiu de fezabilitate în 2008 privind modernizarea drumului DN11, care ai cărui indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin hotărâri de guvern în 2009. Valoarea acestui proiect de modernizare era de 178 milioane de euro. O sumă, consider eu, pentru un stat și pentru importanța pe care o prezintă acest drum, o sumă mică. Dar nu s-au găsit la starea în care este drumul București-Iași, cel care trece prin Arjud, Bacău. Și știți cât de bun este, cel puțin pentru cerințele actuale, este un drum de mare utilitate. Deci, având în vedere toate aceste lucruri, am inițiat o campanie de lobby, i-am zis, prin care vreau să determinăm sprijinii de cei care cred în astfel de proiect și care depind de acest drum, prin care vreau să-i determinăm pe guvernanți, care ar fi ei, acum este domnul Cioloș, probabil la anul va fi altcineva, să aloce banii necesari pentru modernizarea acestui drum. Această campanie de lobby am gândit-o, are două componente, două dimensiuni, să zic, are o componentă cetățenească, prin care am creat o petiție care a fost postată pe un site specializat, probabil ați auzit de site-ul petițieonline.com. Acolo cine are o petiție, o depune, strânge semnături. Deci această demers l-am făcut încă de decembrie anul trecut. Am strâns până acum 690 de semnături. Unii o să spună că e mult, alții o să spună că e puțin. Este abia începutul, pe măsură ce oamenii află, tot vin cu susținere. Așa, ca o picaterie, să știți că am semnături și din Noua Zeelandă. Sunt oameni care au plecat în zona noastră, au ajuns în Noua Zeelandă, dar au rămas atașați de problemele zonei. Și mai este o dimensiune administrativ-politică, pe care o fac în calitate de consilier local. În acest sens, vreau să merg în toate comunitățile a căror existență este influențată de starea drumului, să mă adresez consilierilor, ca și reprezentanții comunităților, să obțin sprijinul lor semnând sau susținând această petiție. După ce am terminat cu toate consiliile locale prin care trece drumul, sau nu numai decât poate să treacă drumul, dar sunt beneficiari acestui drum, merg în Consiliul Județean, iau și de acolo semnături, deci să zicem, am susținere administrativ-politică, și mai merg și către mediul de afaceri,
dezbătând împreună cu toate asociațiile profesionale de la Camera de Comerț, Asociația Transportatorilor, Asociația Operatorilor din Turism, Asociația celor care lucrează în agricultură, pentru că toți suntem influențați și oamenii de afaceri sunt influențați de starea acestui drum. După ce am adunat toate aceste semnături, toate aceste susțineri, mergem la primul ministru împreună cu parlamentarii să îi depunem dosarul prin care cerem această modernizare. Eu zic, mulți încearcă să mă descurajeze, să spună, domnule, nu o să reușim, dar nici dacă suntem degeaba, nu o să reușim să facem ceva. Trebuie să încercăm, mai ales că bani se găsesc pentru alte proiecte. Nu vreau să acuz acum pe altcineva, fiecare își gândește felul în care conduce țara, dar ce să vă spun, s-au alocat bani pentru construcția unui stadion la Craiova, de 50 de milioane de euro, un stadion la Târgu Jiu, sunt 130 km între Craiova și Târgu Jiu, unde s-au mai dat de 30 de milioane de euro, iar ca să dai 178 de milioane pentru a moderniza drumul ăsta care este vital pentru Moldova, pentru că știți foarte bine aici, dumneavoastră. Dar acum dau un miliard de euro pentru parcuri, pentru copii în țară. Ce mai facem? Nu știu, n-am auzit de asta, dar nu m-ar mira. Deci, dumneavoastră constatați zi de zi cât trec aici. Jumătate din Moldova, ca să ajungă în Europa, să ajungă în Atean, trece prin zona. Acum, mulți o să spune, domnule, dacă tot o să facă autostrada, autostrada nu presupune inexistența acestui drum. Orice autostradă este dublată de un drum expres sau de un drum național. Dar autostrada nu se face. Se va face. Se va face și asta, dar nu știu dacă mai vin de noi. Acum, dragi de rugămintea, eu o să vă dau citirea acestei petiții ca să aveți științe despre ea. Apoi, am întocmit și un draft, o schiță pentru o scrisoare de susținere din partea consilierilor și aceasta eu n-am completat-o cu numele, nu știam numele consilierilor. Urmează să o facă secretariatul, dacă domnul primar este de acord, secretariatul să o facă și apoi să vă dea la fiecare să o semnați și în timp eu să o pot lua. Și dacă vă convin, după ce am citit petiția, aceeași dublă calitate vă cer să o folosiți, odată să semnați ca cetățeni pe site-ul petiționline.com și să aduceți la cunoștința și altora acest site și această petiție și a doua oară ca și consilier, ca și reprezentanța ai comunității. Da, deci să vă citesc acum, petiția nu-i mult, este succintă. Deci petiția se intitulează cere modernizarea drumului TN11, E574, Brașov-Onești-Bacău. Destinatar primul ministru al Guvernului României. Domnule prim-ministru al Guvernului României, ne adresăm în numele a sute de mii de băcăuani și a milioane de români, a căror activitate și existență sunt afectate de calitatea drumului național TN11. TN11 sau E574, pentru care și rang de drum european, este un drum național care leagă municipiul Brașov de municipiul Bacău pe traseul Brașov-Onești-Bacău și are o lungime totală de 179 de km. Drumul național TN11 este una din principalele rute de legătură dintre Moldova și Transilvania, fiind parcurs zilnic, conform datelor statistice, de 3500 până la 8000 de autovehicule. Iar pe anumite porțiuni, numărul acestora depășește cifra de 16000. Știți, acolo de la intersecția cu Sfântul Gheorghe spre Brașov, e cel mai mare trafic de pe traseu. Camioane de mare tonaj ce transportă mărfuri în și despre Europa de Vest, autocare cu turiști care vizitează Poiana Brașov și cetățile transilvane sau mănăstirile din nordul Moldovei, autoturisme cu români sau străini pe care interesele cotidiene îi determină să folosească acest drum, au parte de experiențe din cele mai neplăcute. Gropi de toate dimensiunile, fisuri longitudinale sau transversale, porțiuni de asfalt vălurit, parapeți căzuți sau lipsă, segmente de șosea sub pate, poduri cu termene de exploatare expirate. Iată elementele definitorii pentru întreg traseul, dar cu precădere pe porțiunea Onești-Bacău. Cineva spunea foarte plastic, de la Onești la Bacău parcă mergi pe scări. Starea precară a acestui drum solicită autovehicule și șoferii, punând în pericol viața pasagerilor.
intervențiile corecte ale drumarului nu reușind să-l facă circulabil nici măcar din primăvară până în toamnă. Singura soluție viabilă pentru un trafic sigur pe drumul național DN11, drum care nu a mai fost supus în reparații capitale de decenii, este aducerea acestuia la standardele actuale, adică modernizarea. Modernizarea DN11 va conduce direct și la creșterea competitivității produselor manufacturate și furnizarea de servicii atât în economia comunităților pe care străbate, cât și a întregii Europe. Știm că există un studiu de fezabilitate ai cărui indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin hotărâre de guvern încă din anul 2009. Dar, odată cu apariția master planului general pentru transport, modernizarea DN11 a dispărut din preocupările diriguitorilor infrastructurii rutiere românești. Este evident că această atitudine față de problema comunicațiilor rutiere dintre Transilvania și Moldova condamnă la izolare pentru o bună perioadă de timp locuitorii acestei părți de țară, tocmai în preajma momentului istoric al sărbătoririi unui veac de la Marea Unire. Noi, ca băcăuani și moldoveni, apreciem intenția Guvernului și a Parlamentului României de a include în master planul general pentru transport autostrada Brașov-Bacău, dar plasarea acestui obiectiv pe poziția 10-a ca prioritate, cu perspectiva finalizării acesteia în anul 2030, impune modernizarea urgentă a drumului național DN11 Brașov-Onești-Bacău. Domnule prim-ministru al Guvernului României, noi, semnatarii petiției, băcăuani, moldoveni, turiști, transportatori, antreprenori, simpli cetățeni, vă cerem că să tratați modernizarea DN11 ca pe o prioritate și să faceți toate diligențele necesare ca la 1 decembrie 2018 Moldova și Transilvania să fie legate printr-o șosea modernă demnă de secolul 21. Și vă mai cer câteva secunde, așa să aveți răbdare, să vă citesc și acea schiță de petiție pe care să o susțineți dumneavoastră, să o semnați dumneavoastră. Domnule prim-ministru, același adresant ale domnului prim-ministru al Guvernului României, domnule prim-ministru, noi consilierii locali din Consiliul Local Vaduz, aleși pentru mandatul 2012-2016, luând cunoștință de petiția cere modernizarea drumului DN11 E574 Brașov-Onești-Bacău, am constatat că solicitările inițiatorilor sunt în deplină concordanță cu cerințele locuitorilor comunității noastre și din acest motiv o susținem în unanimitate. Deci asta ar fi acea petiție pe care să o semnați dumneavoastră. Dar petiția pe ce site-ul găsiți? O găsiți pe site-ul petițieonline.com. Da. Dacă vreți să vă notați, acolo căutați site-ul, deci petițieonline.com, iar petiția se numește cerem modernizarea drumului DN11 E574 Brașov Iliuțe Onești Iliuțe Bacău. Aceeași adresă n-ar fi bine să facă și județul Covasna, că și ei au porțiunea. Foarte bună idee, deja am vorbit cu cei de la Covasna, se va citi acolo în Consiliul Județean. Avem un coleg acolo, eu sunt membru PNL și probabil cei care mai mergi la uitul la piață știți că acolo este un profesor care vine cu brânză, domnul Boroian, cu minte la brânză, e primă. Și cu ajutorul dânsului va fi citit în Consiliul. La Brânză. Din vestul, da. E prescarta. Domnul consilier, dar cum s-a reușit să a putut face drumul tunelului Tinoasa care vine la Focșani, la Târgu Secuiesc, de la zero? Am circulat pe drumul ăla și am văzut. Care trece prin Oșgura? Da. Dar câți ani a durat? De ce spre Arad n-a avut așa drum bun? N-a făcut acolo cu șanturi, de ambele părți. Dacă nu sunt peste 50 de podețe. Da. Și făcut prin păduri care leagă de Focșani. Și nu se poate face la noi cu o circulație mult mai mare ca păduri. De asta fac și demersurile. De asta fac și demersurile. Nu, prin păduri, domnule, de la zero s-a făcut. Hai din lumea asta, de fapt. Eu pot să vă spun că circulesc spre Iași, am circulat des spre Iași. Densitatea traficului rutier pe la noi este mult mai mare decât densitatea Bacău-Iași. Mult mai mare. Între orele 10 și 14, foarte rar întâlnești coloane de mașini. Doar așa. Dar la noi aici este un trafic extraordinar. Un trafic, ca să ieși de pe ulița de la biserică și te înscrii să vii în coace, trebuie să stai câteva minute.
ca să se elibereze, ca să poată și care deci absolut este extrem de important și din punct de vedere economic. Că aici se circulă, pe aici se circulă Galați, Brașov și toată zona Ardealului, care aduce tamă de la combinat siderurgic. Toate produsele feroase, turnate, de, laminate de la Galați, pe aici circulă. Galațiul ce să merge? Da, Galațiul merge. Deci pe aici circulă. N-au zis, eu auzi de jos, de la mine. Noaptea când trece pe mașina asta încărcat cu metal, când dăm câte o gaură de asta, face trom! S-aude. Deci tot ce trece, laminate, tablă, aici pe aici circulă, că pleacă zona Făgăraș, Brașov și toate zonele alea spre Transilvania. Da. Da. Eu vă mulțumesc și de asemenea, dacă veți avea probleme, care veți ajungă în, pe masa Consiliului Județean, în dezbaterea Consiliului Județean, vă rog să apelați cu cea mai mare deschidere, vă pot ajuta. O să vă căutăm. Vă rog. Să știți că mai am un proiect care iarăși va viza comunitățile rurale, un proiect care așa sper eu ca până la sfârșitul anului să fie pus în, să fie măcar formalizat, ca de la anul viitor să înceapă a funcționa. L-am descoperit la Iași, acolo funcționează de 10 ani, niște burse, un centru de excelență pentru copiii din mediul rural care au un coeficient de inteligență deosebit de ridicat, dar nu au posibilități materiale. La Iași au beneficiat de acest proiect 50 de copii. Vă dați seama, copiii din, cum spune, care nici măcar nu aveau manuale, nu aveau măcar haine cu care să ajungă la școală. Din 50 de copii sunt peste 20 medici, acum ajungi, îi preia de la Ciclul Primar și duce de la nu fost interesat să vedeți, să vedeți care de da. Și sperăm prin Consiliul Județean să reușim, probabil, de bani gata. Mi-aș spera să fie, da. Aș spera să fie și de aici beneficiarea acestui program. Da. Deci noi vă asigurăm că o să reprocupăm, da, semnăm și online, semnăm, da. Și, semnăm și pe hârtie. Asta la secretariat. Și... Da, dacă o să fie nevoie, într-un viitor apropiat, putem mobiliza și cetățenii să se vedeți, vedeți și ne țineți la curent și încercăm să mobilizăm și pe ei. Petiția de pe site-ul petițiionline.com nu are valoare juridică, dar este suficient de elocvent ca să arate interesul cetățenilor. Da. Mulțumim și noi. Trecem la punctul diverse. La diverse, da? Da. Domnul Vice, vă ascult. Da. Am primit din partea unui domn, Radu Mihai, din Bacău, o solicitare pentru 9 hectare de teren în zona Tablele. Vrea să fac o stână turistică. Nu și-a scris adresa, nu și-a scris numele de asta, dar dacă... Nu are niciun număr de telefon. Nu are număr de telefon, nu are nimica. Ar vrea să fac o stână turistică și dacă suntem, am fi de acord în principiu, să putem să-l chemăm, să-și expună punctul de vedere și... Atunci să vedem dacă hotărâm sau nu hotărâm, da, să știm să-i dăm un răspuns. Să nu se suprapună cu ce-am dat la celălalt de la asta. El vrea, a zis că își face la Oituz, vrea să-și facă la Oituz firma. Exact ca și domnul. Exact ca asta, să aducă fonduri. Eu zic că pentru Comuna Oituz este binevenită treaba. Pentru că noi vreau să vă spun că stână turistică. Domnul Vice. Toată zona aceea de acolo folosește stării cu modul. Păi, dar uitați, da. Tocmai aia scrie nu? Zona au trasee turistice, trasee turistice pe care sunt înserate pe planșe, vând planșe de la turiști care vin și beneficiază de terenul nostru și îl ținem de pomană și nu-l valorificăm. Plus de asta, stării Moldova ne mai luăm 90 hectare care nu știu cum o să le luăm noi înapoi. Și dacă le concesionăm, pământul e nostru, banii vin la noi. Dar nu le mai ia degeaba cineva. Atunci, în principiu, da, putem să-l chemăm, da. Aflăm adresa, da. Îi scrim, avem adresa de... Da. Sau are adresa de domiciliu? Da. Așa. Și am mai primit încă o solicitare
domnul Amalte Mihai, care și-a făcut o construcție, din cauza că nu e terminată, vrea să-l ajutăm cu electricitate, cum i-am ajutat și pe ceilalți de acolo. Normal, și domnul primar spune că normal nu putem să... Primăria nu este... Nu este furnizor de energie. Dacă ne prindă ăștia, ne interrupe și nouă curent. Noi am pus niște contoare unde... la care le-am dat, că tot așa nu se plăteau și nu-i legal că nu-și plătesc ăsta. Trebuie să ne punem în vedere dacă putem să... Eu am înțeles de la domnul Amalte, m-am întâlnit și eu pe rând. Numai puțin mă lăsați. Eu totuși mă gândesc, până îi vine aprobarea, dacă pune un contor și cu un angajament de 6... Să facem o adresă la EON și dacă ne dă voie, să că nu... EON nu vă dă voie, domnul primar. În momentul când am făcut adresă la EON, ne ridică și de la ceilalți care avem acolo. Dar EON nu va veni niciodată să mă dorezi. Deci am înțeles că domnul Amalte vrea ca să tragă curentul ăsta o lună, două, trei, că nu mai trebuie. Că suntem voi de urmă afirmării, EON nu va veni. Să informezi unul la EON. Bine, nu știu, dar noi de ce să nu... Eu sunt de părere și domnilor consilieri, dacă eu zic să-i dăm, cum am dat la alții care sunt și din altă comună, și am mai dăm locuri de muncă, deschide serviciu, are curent. Eu am discutat și ieri cu domnul Amalte. Și a zis, vedea, oare nu se poate să facă. Dacă credeți că... Dar e un consumator mare de energie. Da, și consumator. Plătești cât consumator. Aia vrem să... Nu suntem pe distribuitori de... Aia trebuie să vedem. Dacă ascultați, să continui. După aceea puteți să vă puneți punctul că votați sau nu votați. Nu, așa, ca să putem să spună părerea de să facem un proiect sau știu eu dacă o chestie de principiu pe o lună, două, trei. Da. Să vedem dacă rețeaua e permisă sau să-i punem să vorbim cu un electrician, cât îi permite, nu-i permite. Probabil îi trebuie până să... Haideți să desfășurăm ședința așa cum am desfășurat aici și îi spunem. Domnul Vici, având în vedere părerea mea că terenul este concesionat, se poate face un adițional la contract pe care îi putem da curent o perioadă limitată cu un contor pasant. Este legal, nu este în afara legii și putem face treaba asta, un adițional la contractul de concesionare prin care îi dăm curent o perioadă cu un contor pasant, dar o perioadă limitată. Perioada în care obligăm să-și tragă, să-și tragă curent acolo. Specificăm bine ca să nu iasă, că după aceea trebuie să tăiem și la ăla, și la... Cu toate că le-am spus să vină lunar, să trebuie să-i atenționați, să vină lunar, să plătească și aia, că am pus contul tot, dar neglijează să vină. Că a vrut să ia de la Marius, am înțeles, dar Marius nu suportă instalația. Dacă nu l-am suportat. Ce știu? A suportat una. Și atunci... Ce ziceți, domnul? Eu nu mi-asum nicio responsabilitate. Dacă o să existe un proiect de hotărâri și o hotărâți... Eu vreau să întreb la juristă. Contractul. Să faci un contract. Trebuie să țineți un contract cu actul adițional se modifică de pe unei legi. Care legea aia până trebuie să-i dăm curent? Deci eu una noastră nu au un act adițional. Dar pentru domnul Paul ăla care îi dăm curent acolo unui doamne, care ești domnul primar? Că nu-i cetățenii domnul. Dar mai are 2-20. Domnule, 2-20 ani și-a mai cetățenii. Să fie bani și sunt în mână, domnule. Domnul primar, și atunci ăla e legal? Dar putem să-l desfacem și pe el, domnule. Păi nu ce desfacem, ori desfacem, nu domnule, domnule. Doamne, legate de activitatea noastră, de la Paia Năsăra. Vă ascultă. Una este în legătură cu cererea pe care a depus-o composesoratul la primăria Urduz, în legătură cu luarea în întreținere și grijirea căminului cultural, a clădirii căminului cultural. A fost depusă la primărie cu numărul 12-219 din 9 noiembrie. Am trecut părintele. Acum, cine s-a mai interesat, nu mai știu cine s-a mai interesat. Pe mine m-a contactat președintele compozitoratului Bora și m-a rugat să intervin, să vedem unde e cererea, ce s-a întâmplat cu ea. Poate reușim să rezolvăm. Intenția este următoarea.
nu schimbă destinația, dar are motive să facă lucrări de întreținere și de reparații. Domnul inginer, trebuie făcut ceva cu cărnul ăla, să dărâmă. Să dărâmă, da. Dacă ne opunem, o să... Nu are niciun rost să ne opunem. O să opunem la bădă, o aprobare. Nu s-a făcut, s-a făcut o dată la bădă. Stați un pic, nu. Nu, nu s-a supus la vot, s-a făcut o discuție, pentru că nu există proiectul hotărârii. Așa este. Asta s-a supus salariat al primăriei. Pe sigur, domnule, are partizatul ăla și nu ați fac proiect de hotărâri. Dar am departat că ne uităm, suntem cu iantată. Da, eu nu m-am uitat. Nu uităm acum. Eu știu de la Bora, uitați-vă, mi-am rătat o bucățică de hârtie. Și poate, și poate fi închiriat pe perioadă de limitate, putem de prelungire, putem de prelungire. Ca să poată să facă investiții, dacă noi în contractul din filiere, poate să facă orice investiții fără să modifice structura, fără schimbarea structurii de rezistență. Clar, e legi, dar trebuie să legi. În primul rând, în contract se prevede de prelungire automată și oamenii îl folosesc. Și dă-l curme. Îl întrețin și îl folosesc. Nu când vrei tu. Dar nu când vrei tu, că n-am de pus cererii. Cererea a fost depusă la mine. A doua. Cererea a fost depusă la mine. Am discutat-o. El în cerere așa scria că vrea să-și facă birou pentru asta. Și atunci s-a discutat aici că și-l vrea concesiune, pentru că vrea să investească. Și am zis să vină să discutăm, să ne spună că nu trebuie, birou poate să-și facă. Deci cererea e la dumneavoastră. Da, și am discutat odată în ședință. Unii au fost de acord, alții nu au fost de acord. Și am zis să vină, așa a rămas. Domnul Vișin, cu el de față și n-a mai venit. Exact cum n-a venit nici domnul doctor cu porțiunea de teren acolo, care e la pensiunea de sus, de la Poiana Sărată. Și domnul Ionel a zis, suntem de acord, da, oricum își amplasează țigane acolo, dar n-a mai venit, ca să putem să identificăm. Doctorul Mioan la și n-a mai venit. Dacă vine să discutăm, de ce să nu-i dăm? Ne aduce bani, oricum stă și-și aruncă pizare alții acolo. Domnul Ionel, ședința din decembrie am lipsit. Preotul a fost aici. Nu s-a atât de prost, să nu văd. Am văzut și eu pe discursiv tehnicii. Nu, să ne mulțumim. Haideți să vorbim. Eu sunt de părere că la contractul de închiriere, pe perioade limitate, cu drept de prelungire automată, dacă nu există alte dorințe, se poate face intervenții în interiorul plătirii și se poate face orice fel de reparații, fără schimbarea destinației și fără schimbarea structurii de rezistență. Nu trebuie concesionare, domnul. Nu trebuie concesionare. Închiriere, 10 ani. Da, mă ascultăm cu legat de manifestările prilejuite de aniversarea 100 de ani de la ruperea frontului, de la Poiana Sărată, din primul război mondial. Noi acolo avem, printre alte monumente și opere comemorative de război, așa cum sunt definite în legea monumentelor istorice, mormântul primului erou căzut, Nicolae Macarie. În hotărârea de guvern 821 din 2015, de anul trecut, pe care am visat-o acum și am dat-o într-un nou apostol, sunt prevăzute două lucruri în eșalonarea manifestărilor legate de uitut. Din 100 și ceva de puncte cât are anexa numărul 1, doar două se referă la uitut. 1. O investiție de 1.250.000.000 pentru reabilitarea cimitirului eroilor. Și doi... La Poiana Sărată scrie expres. Expres. Cimitirul eroilor Poiana Sărată. Da. Și doi, manifestările de la Oituz. Vor fi finanțate cu ceea ce facem noi aici. Depunere de coroane, fanfară militară, deplasarea unor unități de gardă care vor susține manifestările de aici și așa mai departe. Însă, nu este prevăzut nimic în legătură cu mormântul primului erou. Mie mi se pare că este important și acest monument și aș zice că ar trebui să facem o semnalizare corespunzătoare ca să se știe
din șosea să pună, e în fața bisericii, nu-i mare lucru, dar nimeni nu scrie nimic. Cum, primul erou era în fața bisericii? Da, și știți, acolo e mormântul. Acolo e mormântul. Crucea. O cruce care e construită din vechea piatră de botan, orna dintre Imperiul Ungar și România, de la Bamă, de la Poiana Sărat. Piatra aia a fost mutată și a fost cioplită și s-a scris pe ea. A fost cioplită o cruce, așa, în partea de sud, și a fost mutată acolo și acolo o dignește el împreună cu un erou necunoscut, cu un soldat. Care nu știm cine este. Dar știm că este Nicolae Macar. Îi punem o săgeată din asta, care este adecvată, cum au scris pe fond maroc, cum avem și la alte monumente din comuna noastră. Și al doilea, probabil, o să fie nevoie și de anumite lucrări de reabilitare a crucii. E văruită și nu trebuie să fie văruită, trebuie să dăm jos bar. Bar a fost adăugat, cine știe când. Deci îl chemăm niște specialiști la cultură, la Târgu Jiu, el era să fie amendat, am făcut reparațiile astea și a zis, domnule, fără avizul nostru, nici asta, da, domnule, dar trebuia să-mi lasă să dărâmi, domnule. Știu, domnul primar, dar sunt de părere să luăm niște măsuri. Să-i sensibilizăm, domnule, acum. Să-i aduce pe cei de la Târgu Jiu. Să-i aduce pe cei de la Târgu Jiu. Să-i aduce și pe de la Târgu Jiu, da? Până un alt, în afară de grume și mișto, oricum îți facem și ceva treabă. Nu-i mult, dragi. 15 august nu mai este mult. Îți șase pături. Așa treci repede. Da. Deci astea erau cele două probleme. Orice lucrare care se face la monumentele eroilor trebuie anunțat cei de la Bacău, că așa am păcat. La curte, domnule. Când ne amendează că nu au avizul lor și iau ei... Domnul Nețu. Lasă ce scrie hotărârea guvernului. Eu nu mă interesează. Dar noi nu ne fiu de la mine, era bine atunci că da, asta nu e de mult. Monumentul. Ei chem, vă să scrieți. O trebuie să o faci. Nu mai vreți să anunțăm și pe ei. Domnul Ionel. A spus ce scrie hotărârea guvernului. Da. Există și un termen de transmitere a sumelor? Da, păi, până la cine se august, cine se ocupă, cine face solicitare, că ea scriu o hotărâre, dar uită. Nu știm, asta nu scrie. Păi dacă nu scrie, intrare. Cum? Dacă nu scrie, intrare. Ce așteptăm cu gura căscată, vine Augustatul. Păi, da, domnul Boacă, poftiți. Domnul primar, se tratează prea superficial alimentarea cu apă, ultimul. Haideți să stabilim acum împreună cu dumneavoastră care sunt etapele pentru ca populația să se poată racorda la apă. Joi avem ședință la Adib. Joi, acum. Iau legătura cu Crabul, cu compania asta regională de apă, Bacău. Îi invit aici și să preia sistemul de alimentare cu apă. Ar trebui să fim și noi, de fapt, atunci să stabilim. Păi, dar nu o să discut singur cu ei, și discutăm singur că da. Păi, nu, atunci... Să văd când o să poată veni o delegație de la ei, da. Să discutăm problema racordării la apa populației. Deci cine ne anunță pe noi atunci? Eu, dumneavoastră. Domnul Francis, dar se bat cap în cap. Noi am inițiat și am făcut un serviciu de apă. Și am pus două posturi, să angajăm personal. Acum dăm la CRAP. Dar noi suntem mai bine, probabil. Noi trebuie să facem serviciul de apă pe care vreau să-l spun de 20 de ani. Ce mai vrea? Divi chemăm cirul. Plătim taxă. Plătim ce și ce-am aprobat noi? Dar nu schimbă una pe cealaltă. Mai nu, dar nu poate să fie ori. Ori faci în societate, ori faci în societate. Dar vădărăm cu ei, dar chemăm aici. Ce timp urcă să stai cu nimeni? Dar nu vreau să stau de vorba. Dar nu vreau să stau de vorba. Zic că nu-i hotărâm nimeni. Oricum nu ne ia. Degeaba vorbim. Oricum nu ne ia. Așa este. Societatea de apă noi nu ea, că noi nu suntem proprietari. Păi ce tot vorbim? Doar de aia ne-am chinuit să facem ca să funcționeze. Dacă ne-o ia așa, foarte bine, o dăm și a terminat povestea. Dacă nu ia, dar nu ne ia, să vedeți. Să vedeți, nu ia, că ar fi foarte bine să ne-o facă, dacă spune. Păi racordăm populația la apă, dar... avem garanția că este apă permanent tot timpul anului. Nu este. Că vedeți când se este de noapte. Acum se pui ală ei. Da, haideți să depășim momentul. Așa nu are garanția că trebuie până mâine. Da. Domnul Boacă. Domnul președinte, aș vrea să
Vă întreb, sunt drept toți consilierii de aici. Ce o să fac eu pe mine când mă omoară, că ăla e oameni? Face-mă o coroană mare! Nu te unii bani de-o parte și bani de-i povară, băi! Hai, lăsați-l să vorbească pe Neani, hai! Haideți, vă rog, vă rog, gata! Care-i problema? Mi-e vreau să iau un pic de roabă din polovară de cuvânt! Unde dracu faci un povară? Este viața de un metru și intră mașinile, rămâne acolo, în jurături, din... Nu mai pot, nu știu ce să mai fac. Ce prost e ăsta, la pot, s-a promis că aduce nisip. Când aduce? La primăvară. A fost în concediu. Acum patinează că vine mașinile, aduce până în călcări. Patinează mașinile. Domnule consilier, în 2013 când inițiat, când am făcut bugetul pe 2013, am trecut să facem și acolo. Și dumneavoastră ați votat împotrivă. Ziceți-vă aminte. Eu n-am votat. Ziceți-vă aminte. Nu. A venit cineva... Ați votat proiectul domnului primar și ați deschis proiectul da. Nostru, așa este, da. Dar de atunci au trecut și domnul primar a tot promis că face din an în an și nu s-a făcut nimic. Lăsați să facem, facem în toamna asta, că doar eu... Nu toamnă, nu toamnă, în primăvara asta, nu face mai bun. Haideți să lămurim problemele. Domnul vice, acolo, acolo în pantă, acolo în pantă, trebuia să fie niște materiale... Dar nu se ocupă. Ante de ramar. Dar dacă n-are ce să împrăște, s-a luat luat. Nu, dar nimic. Dar a fost nevoie, domnul președinte. Cum? Nu, a fost nevoie. Când a fost nevoie, am pus. Nu am mai fost nevoie. Păi cum aia cum s-a dus, domnul? Cum n-a fost nevoie, bă? Nu era pe trebuie. Băi, la mine și acolo nu-i și unde? Pe unde? A fost pus acolo jos, lângă ăsta. Unde? Pe aici este. A fost în multe locuri. Mai duce, dar nici nu a fost zăpadă și a dispărut. Da. Când a fost nevoie, s-a pus. Să intre și să iese bine. Aba, haideți, am depășit și momentul ăsta. Nu știu o oră, doamne. O să vedem ce se poate. Eu știu ce eu știu ce acolo, există, există hotărâre de munci. Da, da, o citesc și pe asta. Domnul Gogu, vă ascult. Vă ascultăm, pardon. Cu cetățean a cedat o bucată de serios pe unități. S-a discutat să ia în vânt un teren în schimb. Care sunt formalitățile? Care sunt pașii de a urma ca să intre omul în posesie? Cum e? Care e regula? Omul nu cere bani, nu cere nimic. Drumul e pentru toată lumea, nu e de interes personal, e interes public. Dar omul îl vinde către schimb. Deci asta înseamnă un schimb de teren, trebuie expertiză aprobată de dumneavoastră. Cadastru făcut. Cadastru, fără discuții și și. Bine cadastru, dar nu știu, domnul secretar, dacă vă întreb, nu trebuie comisia ca să știm să mergem să vedem unde avem locul, care putem da în locul schimbul ăla. În prima fază, asta-i. Asta nu se discute, bineînțeles. Un loc îl avem, vă să-i spun eu cine e. Nu, dar nu se duce comisia la aici să facă, trebuie și pieci. Nu, nu, trebuie, acolo, da, trebuie să meargă, să identifice. Exact. Exact. După aia se fac măsurători, se face echivalență. Da. Prefăcut un raport de evaluare, de fapt, care mai, și noi, noi totdeauna trebuie să avem știri, așa e regulat. Se aprobă în consiliu. Pe aia se încheie actul anotat. Am în față, imediat spune și castru, stați. Am o hârtie trimisă de o consilier privat, Oitus, către primăria Oitus, care sună cam așa. Referitor la adresa dumneavoastră, numărul 13700 din 4-12-2015, prin care ne solicitați să dispunem demarcarea arborilor din partizele pe 15.011 și 15.012, ca urmare a memorului depus la primărie Oitus de cetățenii comunei care solicită stoparea tăierii de arbori de pe malul râului Oitus, întrucât o exploatare masivă a arborilor din această zonă putând duce la erodarea marilor râului, vă facem cunoscut următoarele. Conform om, nu știu ce e omul ăsta, 1306 din 20, ordinul ministrului, conform ordinului ministrului, 1306 din 20-12-2005, singura modalitate legală în acest moment este de a se demara, de a se demarca
arbore din cele două partizi menționate este conform articolului 8 alineatul 1 prin casarea APV-ului în situațiile în care se renunță definitiv la executarea tăierii pentru care s-a făcut marcarea respectivă. Conform articolului 8 alineatul 2 din Ordinul Ministrului 1306/2005, APV-urile pot fi casate numai în cazul de amânare la tăiere temeii justificate, ori motivația prezentată de dumneavoastră în adresa 13.700 din 4.12.2015 nu se încadrează în prevederile Ordinului Ministrului 1306/2005, mai ales că studiul de gospodărie al pășunii unității administrative din Oituz sunt prevăzute extrageri de arbori în parcele marcate, iar în cele două APV-uri sunt cuprinși numeroși arbori uscați sau un curs de uscare care pot bloca atât circulația pe DN11 Brașov-Bacău, dar și arbori care prin dezrădăcinare, rupere, pot bara cursul râului Tuz, ducând la formarea de baraje pe acest drum. Întrucât prin adresa dumneavoastră, numărul 1316, din 19.02.2015, ne-a solicitat expres marcarea arborilor uscați sau un curs de uscare, situația în lungul râului Albinului Tuz, în zona Fierăstrău-Poiana Sărată, iar prin adresa dumneavoastră cu numărul 13.760 din 04.12.2015 solicitați demarcarea acestor arbori, suntem nevoiți să ne adresăm Consiliul Local al Comunii Oituz în vederea supunerii spre aprobare, spre vânzare, casare, prin demarcarea celor două partizi constituite partida 15.011 și 15.012. Facem această solicitare expresă, întrucând conform ordinului ministrului 1306 din 2005, articolul 8 alineatul 3, este prevăzut faptul că se va aproba treceri pe costuri a cheltuielilor de pune valoare și demarcare în detrimentul contorului, în detrimentul ocolului silvic privat Oituz. Anexăm copii după cele două APV-uri, sunt aici toate copiile după APV-uri, adresele primăriei Oituz și petiția cetățenilor din satul Oituz, Poiana Sărată. Și aici sunt APV-urile, deci eu n-am înțeles de ce o trimite Consiliul Local Oituz. Ce se fac cu Consiliul Local Oituz? Să hotărască casarea cantității respective? Sau casarea asta, anularea APV-urilor. Da. O cantitate de 1500 de metri cubi de materiale noastre respectiv arii. Înseamnă de fișare în totalitate și până la în marginea apei. Ori protecția apei, sunt unii nevoiești acela apei, rămâne să defișăm total. Ei au fost, n-au văzut această ocolul stilului de salut să marci. Băi, marci e rău, ci încurcă circulația pe drumul public. Dar nu mă duc până în apă să rat tot. Dar eu n-a fost niciodată tăierii rasă până în albia râului. Pentru că vine apa maria și drum și tot, domnule. Are o zonă de protecție acolo? Păi și nu trebuie, Pe teritoriul comunii sunt stabilizate, câteva zone de protecție. Arborii care sunt, s-a plecat către, să-i tăiem. Arborii care sunt uscați să-i tăiem, dar nu 1500 de metri cub de material. De unde ia el acolo? Dar nu, eu am îmbarcat și eu știți că am depus și eu, cei că am oameni și copar, n-am mine acolo. Dar vine acum cu jocul ăsta sau unul rotei. Dacă mai sunt probleme la domnul Nicolae, da, domnul Nicolae. În satul Fierăstrău, la intrarea pe podul de la Cojocraro, era o porțiune din balustradă lipsă de vreo 2 metri. Acum văd că a ajuns pe partea stângă, mai e un pic și o ia de tot, nu mai e nimic acolo. Nu știu cine se ocupă. Acolo a intrat o pașină în apă. S-a rupt jumătate de balustradă. Trebuie rezolvată. La puțin la Cojocraro. La puțin la Cojocraro. Șapte metri. Deci, să punem vreo două copii din barajul, că sunt niște găuri acolo. Din șosea până în pod. Deci, din șosea până în pod, sunt niște găuri. Da, balustradele sunt în apă, ar trebui luate de acolo, pentru că-i fură. Păi, am văzut asemenea. Acolo poate să-l iei acolo, să dacă se va repara acolo spațiu și balustrada din încălță. Da. Domnul Ingea, cu-i podul ăla?
Al vostru sau a cui pot? Este pe drumul Leșunțului și este în patrimoniu comun de Oituz. Da, domnul apostol. În patrimoniu. Hai, domnul Marc. Ce două partii vroiam să iau și eu? Primarul de la Baiana Sărat a trimis la primărie cu câteva semnături care făceau parte și din altceva, nu neapărat din partea cel două. Eu aș propune Consiliul Local să facă o comisie să meargă să vadă exact ce copaci sunt marcați. Nu cred că e prea mare cantitatea la distanța care este de la Ferestrău și până la Paiana Sărată. Știți destul de bine, a căzut mașină, piste mașina domnului inginer Loiu, care în momentul de față, dacă se întâmplă o treabă de asta, plătește primăria despre copești mașini respective. De fiecare dată, cad copaci peste stradă, a fost strada blocată. Eu am curaj, am fost și am văzut partizile respective, am curaj să pariez cu oricine că nu sunt copaci copacii subțiri nu sunt marcați. Doar ce nu ajutați, că sunt și fotografii anexate la cererea respectivă. De ce nu Consiliul Local nu vrea să formeze o comisie să meargă să vadă exact ce copaci sunt marcați? Nu, trebuie o comisie neapărat. Dacă nu afectează ăsta porțiunea de protecție apei, și tăiem de încolo. Normal că nu putea domnul să-i gândea, hai, îți fac la licitație pentru că a primit adresă, dar am întrebat părintele și a zis, părinte, asta nu-i o adresă. Hai să fim operativi, să numim comisia acum. Facem o comisie. Domnul președinte, dacă îmi dați voie, eu am fost cu apele române, pe marginea apei, în urma sesizării făcute de compostoratul Poiana Sărată și mi-au zis că ei nu au nicio atribuțiune să ne interzică să tăiem copacii. Chiar am găsit copaci tăiați și furați de pe margină. Pașiștile trebuie oricum curățite, normal ar trebui tufele, că sunt prevăzute ca pașiști. Și copacii rămâne rădăcina acolo și a zis că nu are nimic, iar ne dă voie. Nu știu de ce nu continuăm. Eu i-am zis lui domn primar să continuăm, dar probabil oamenii s-au încălzit că au făcut o sesizare. Și de ce s-a ăsta? Dar eu chiar m-am uitat, aproape 50% din copaci sunt uscați. Și el, rădăcina rămâne. Tot de marginea apei, cei de la apele române mi-au dat, am arătat și procesul verbal lui domnul primar, a zis că nu e nicio problemă dacă tăiem copac. Rădăcina rămâne acolo. Deci nu afectează și nici nu ne interzice de pișat. Simplu, că sunt 1600 de metri cub, la prețul minim de pornire de 60 de lei, sunt undeva la vreo 900 de milioane. Și nu mai luăm bani de la podul de pistivali. Putem face o lucrare cu banii ăștia, care oricum trebuie să-ți putem plăti și baza pășurii. Putem plăti și baza? E păcat. De ce se face? Eu zic că putem da drumul pe casa mânării. Hai să analizăm și să-i dăm. Domnul inginer, părerea dumneavoastră. Părerea dumneavoastră pe cea mai indicată. Am participat la o discuție la compozitorat, acolo, la biserică. Eu nu sunt membru compozitorat, nici n-am semnat petiția asta, n-am vrut să o semnez. Dar un pic de dreptate au. La ce se referă dreptatea asta? Făcătorul de marcare, ocolul Sirbic privat, a exagerat un pic. Adică n-a vrut să face numai uscat, a vrut să scoată și un profit de acolo. Și profitul se scoate din arbori sănătoși și arborii cei mai buni, care sunt pe marginea. Acum, această comisie ar veni cât e, care e proporția între una și alta, nu știu, eu n-am fost în teren acolo și nici nu interferesc, mă duc vede dacă se hotărăște aici, nu mă duc așa. Dar, în mod sigur s-a exagerat cu marcarea. Dacă s-ar fi marcat numai arborii uscați sau arborii care puneau în pericol circulația rutieră, că sunt unii care s-au plecat peste șosea, împiedică vizibilitatea când e frunză multă și cu tare, atunci aș fi înțeles. Dacă te duci numai cei mai frumoși, numai ca să scoți rentabila pe VEO, atunci deja să pun niște semne de întrebare. Și două variante sunt. Ori de mari pe aia foarte buni, ori casez la PV-ul și o iau de la capăt și facem marcare așa cum se spune. Adică igienizarea băii ar fi fost altă problemă. Dar nu ne costă că au făcut mărcătura și păi să... Păi nu le-am plătit, dar eu vă spun că și la mine acolo i-am tăiat.
La mine s-au vreo 4 și vreo 4 care au fost în zonă, iar tăiat. Eu nu prea am văzut. Eu am fost un metru de 60. Nu știu, în continuare, toți îți găuriți. Eu n-am participat nici în teren și nici în lumea de apărere. N-am zis, a risul 40 de metri, n-am văzut. Și atunci vă întreb, considerați că este nevoie de asemenea comisie care este nevoie să vină să clarifice. Dacă petiția a ajuns la masa Consiliului Local, Consiliul Local... Deci dacă este nevoie de asemenea comisie, haideți să o facem acum, să o și aprobăm, să o prindă domnul secretar în procesul de bal. Să documenteze și să vadă despre... Eu v-aș propune să numim în această comisie oameni de competență. Și eu o să întreb la Societatea de Gospodărere a Apelor Bacău, care este perimetrul de protecție al viei? Și dacă îi dă și spun, domnule, n-am nevoie de protecția pomilor, îi tăiem pe toți, domnule. Nu, domn primar. Protecția arborilor este prevăzută în lege. Că... Pentru că ei asigură protecția apei. Acolo unde s-au tăiat arini, apa a luat-o rasta. A se vedea, de exemplu, pe țarna gândi acolo la... Nu la Manole. Între Ciștoaia și Hârja, în stânga, acolo, gazul metan, a trebuit să facă investiții majore, să construiască gabioane de milioane de lei, ca să stabilizeze banul Arbii și să-și protejeze conducta. De ce? S-au tăiat arinii, vă spun eu. Facem o comisie numită din trei persoane. Faceți propunerea. Spune domnul Urtăcar. Domnul inginer Ionel, nu mă puneți pe mine că eu nu pot pleca. Eu am o femeie bordată care se păzesc și stau cu ea acolo. Nu mă puneți pe mine. Președinte, e comisia cu domnul Urtăcar. Dar el are picior, nu se urcă cu omul ăsta. Dar o să urcă cu omul ăsta. Domnul, nu mă propuneți pe mine la comisie. Eu, inițial, eu am văzut toată mărcătura. Nu știu despre ce e vorba, eu am fost. Domnul primar, deci cine m-a dat nimic la bun. Eu am tăiat 5 arini ca să tai și să scos eu un prun pe de 3 metri buni. A căzut în apă și acolo i-am lăsat. Sunt apă, vă dau cuvântul meu. Nu spun de nimic. Arini o făcut de mai mare cu atât de ori. Vă dau la mașina aia și făcut să rume buni. Atât e bun. Soarta la arinul ăsta. Dacă să scoți o scândură bună sau ceva, nu ai de unde. Nu este niciun copac marcat sub 30 de metri. Numai așa. Eu când le-am să mă apă, s-a făcut fiert. Trebuie să vă gândiți că e exploatare foarte grea. Trebuie să scoată foarte... Eu zic că domnul viceprimar trebuie să facă parte din comisie. Ce m-a indicat. Așa. Deci punem aici. Unul, domnul Bodea. Pentru că el și din comisia de la agricultură și cel mai bun, domnul. Deci eu... Șeful comisiei economice. Și domnul Boacă, frate, împreună. Eu zic să trimitem secretarul Comisiei Economice, domnul Boacă, frate. Ce de ce domnul Și domnul Gogu. Pentru că cunoaște și el în domeniu. Da, corect. Domnul Boacă, Mihai, dar eu zic da. Că omoară. Și domnul Gogu, Costică. Da. Și nu avem nici președinte, nici secretar în comisia asta, toți suntem președinte. Așa. Trebuie convocat și cineva de-a dat ei. Considerați că mai trebuie cineva, suficient trei persoane? Da. Eu vreau să fie și domnul primar. Supunem spre aprobare comisia. Dacă e cineva împotrivă. Da. Păi dacă eu te-am spus... De ce? Deci domnul vice, în momentul în care ați hotărât convocați comisia, înainte de a convoca comisia, anunțați pe indiviz să trimită un om care să fie alături de dumneavoastră. Păi, petiționarul să meargă acolo. Exact. Deci, petiția la domnul secretar, petiționarul să meargă acolo, reprezentat o fondul privat. Să meargă acolo. Domnul Voiță a semnat. Da. Domnul președinte, permiteți să mă retrag. Da, domnul, da.
când a luat boacă cu votul, nu i-a dat voi să termin, domnule. Trebuie să-l omoară. Bun, domnule. Oamenii da. Cu tine, băi. Dacă mai sunt probleme, domnul, poftiți. Domnul, pică. Haideți ca să terminăm, că stăm din trei ore. Eu, trei ore. De trei ore stăm aici. Zice, domnule. Domnul Vice. Să schimbăm traversele la poda Gălățeanu până îl faci și mai s-a disternat care rupte, domnul. Domnul Marius, ia ziceți, de când v-am rugat eu să-mi tăiați traversele alea? Că uitați, mă bate, mă ia la bătare. Domnul primar, la Biserica Catolică se poate întâmpla o catastrofă acolo. Deci ușile să le facem să se deschidă spre exterior. Cere și pompele, cere... Deci, Doamne ferește de ceva, o pară de curent. Ați văzut ce impulzează de când iasă afară din biserică. Să deschid spre interior. Dacă se întâmplă ceva, ce s-a întâmplat acolo? Mă descântă lumea. Fați o adresă, eu am vorbit cu vicarul și am spus când la sfințirea caselor. I-am spus și la feciori de biserică, sunt vreo 3-4 feciori de biserică, care sunt lemnare. Fac o adresă către parohia. Dar să modifice ca să deschidă spre exterior. Că nu putem. Avem o singură ușă din trei care să deschidă. Să te ținești pe exterior. Păi, Doamne, ați luat ce buze alese. Ei nu s-a deschide cum trebuie, nici din două. Dar nu s-a deschide nici jumătate de ușă. Deci faci o adresă să modifici. Mai avem o domnului primar al localității Oitu, județul Bacău, Ministerul Apărării Naționale. Potrivit prevederilor legii 44 din 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvilor de război, cu modificări și completări ulterioare și ale hotărârii Guvernului 662 din 3-6-2009 privind organizarea și funcționarea secției asistență veteran de război din cadrul Ministerului Apărării Naționale, instituția noastră este autoritatea investită cu coordonarea la nivel național a problematice veteranilor, invalizilor și văduvilor de război. Apreciem că în contextul situației sociale actuale, având în vedere vârsta înaintată, starea de sănătate precară și recunoștința care ni se cuvine, ar fi binevenite unele măsuri de sprijin social pentru categoriile menționate, cu prioritate pentru veteranii de război care urmează să împlinească vârsta de 100 de ani sau mai mult. Potrivit evidențelor noastre, în localitatea dumneavoastră, sat Poiana Sărată, domiciliază domnul Cășineanu Gheorghe Gheorghe, veteran de război, care pe data de 19.1.2016 împlinește 102 ani. Față de cele prezentate, vă adresăm rugămintea să dispuneți măsurile pe care le considerați necesare în raport de resursele de care dispuneți și să ne comunicați decizia instituției pe care o conduceți. Punct de contact, secția asistență veteran de război, telefon 3195. Da. E coordonarea asta, dar mai trebuie să plătim. Problema care este? Am putea să ajutăm social și pe ceilalți veterani, nu numai cei care primesc 100 de ani. Pentru că nu sunt mulți. Ne adresăm la scrisoarea asta. Păi, cu ocazia asta putem, domnul primar, și pentru ceilalți veterani. Dar el spune numai din ideea asta, din care mai sunt nominalizează. Dar evidența veteranilor de război există la primărie. Dar cum să nu? Referitor la această adresă, înainte de Nunta de Aur, eu am propus pentru un cetățean de la Ferăstrău să se dea 5.000 de lei. Nici acum nu s-a mai dat, asta nu e legal. 500 de lei, dar n-a fost proiect de hotărâri. N-a fost proiect de hotărâri, dar am propus în hotărâri, dar pentru Nunta de Aur a fost proiect de hotărâri. Dar cum a fost proiect de hotărâri? Dar aia am propus și treaba asta. Dar nu s-a menționat pentru toți trebuie, că nu avem garanția că ceilalți ajung 100 de ani.
și spus cu număr mic, că sunt okay. A, lume, și nu sunt mulți. Da, da, nu mulți. Da, o să inițiem un proiect, o să inițiem un proiect de hotărâre cu treaba asta și la prima ședință rezolvăm problema. Corect. Da. Dacă nu mai sunt probleme, mulțumesc pentru a participa. Domnul Vice, haideți să facem ceva cu niște, căutați niște semne de circulat pentru la podul ăla. Să treacă numai mașini de până la 3 tone. Două semne. La pod acolo, la noi. Să vedem cum facem, că să mă ajute. M-am trezit cu mașină de 10 tone pe ea, mai vine încă un an, două, ceva. Facem un proiect de hotărâre ca să continuăm cu semnele și punem și la semne. Și a venit unul de la balcone, nu de la... Dar s-a întors înapoi de la Pansic de acolo, că n-am mai putut să ducă la Pansic, că trebuie...